Doamne ajută! Așteptăm să se strângă mai mulți oameni ca să discutăm despre o chestiune pe care am observat-o foarte des și care cumva pentru mine se manifestă în oglindă. Și anume ateism versus credință. Și de fapt, vom încerca să deslușim dacă nu cumva ateismul este tot o formă de credință, dar credință în propria prostie, mai degrabă decât în ceva inteligent. Deci titlul live-ului meu din această seară este Ateismul, o formă de prostie. Am vrut să spun o formă de imbecilitate, dar nu îmi permite TikTok-ul să scriu titlul destul de larg. Și atunci am schimbat imbecilitate cu prostie. Și ca să nu ziceți că, domne, cine se crede și ăsta să ne dea nouă lecții despre ateism, o să fac o introducere despre propria mea persoană și o să vă spun faptul că am fost ateu vreo 25 de ani. Bine, plus minus. Nu pot să vă spun exact în ce zi am devenit ateu și știu în ce zi am încetat să mai fiu ateu, dar nu mai rețin exact în ce zi am devenit ateu sau cât aveam. Poate că aveam 15 ani, poate că aveam 16 ani, poate că aveam 17 ani, nu mai rețin exact. Oricum, grosomoto pot să spun că era undeva în perioada adolescenței. Aia a fost mai mult sau mai puțin perioada în care treptat, treptat am devenit ateu. Și cu exactitate pot să vă spun că nu am mai fost ateu, pentru că asta știu foarte exact. Este ziua în care m-am botezat creștin ortodox, mai exact 1 ianuarie 2021. De fapt, noaptea dinspre 31 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2021, când creștinii ortodoxi și probabil și catolicii, nu știu exact, sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare. De unde și numele meu, Vasile, luat de la Sfântul Vasile cel Mare. Deci știu cu exactitate când am încetat să mai fiu ateu, dar nu mai rețin exact când am început să fiu ateu. Dar mai mult sau mai puțin sunt undeva la 20-25 de ani de ateism. Și am să spun foarte clar, foarte răspicat, că momentul în care am început să devin ateu, deci undeva în perioada adolescenței, tinereța timpurie, este momentul în care am început să devin un imbecil și un prost. O să vă aduc câteva exemple, cât mai mi-aduc aminte, că sunt vorba aceea atâția și atâția ani, peste două decenii. Ce idee aveam în cap eu atunci? Era perioada liceului, oricum, mai mult sau mai puțin, a 9-a, 10-a, între a 9-a și a 11-a, în orice caz. Și o să vă spun ce idee aveam în cap atunci și să-mi spuneți dacă cumva, în cazul în care sunt atei care se uită la mine acum, în cazul în care cumva, ce să vezi, surprize, surprize, ideile pe care le aveam atunci în anii 90, nu cumva le aveți și voi acum, în 2023. Una dintre ideile mele era că Dumnezeu este o invenție. Și atenție, de unde aveam ideile astea, vom discuta pe parcurs. Dacă să vedeți ce gândeam eu la 15-16 ani. Eu la 15-16 ani spuneam profe de religie, pentru că se făcea religie, vorbim de anii 95, 96, 97, 98, 99, cam perioada aia. Deci, înaintea anilor 2000, n-a apăruse internetul foarte bine în România. Era, dacă mi-aduc bine aminte, internet aveai doar la așa zisele internet cafeuri. Cei care sunteți destul de bătrâni, na, de vârsta mea, născuți în anii 80, dar generația cu cheie la gât, deci acum ar trebui să aveți undeva între 40 și 50 de ani. Cei care sunteți născuți după 2000, evident, nu știți despre ce vorbesc, dar puteți să aflați așa puțin istorie timpurie a României post-decembriste, nu strică nici pentru voi. Deci, internet nu exista cum este acum, erau doar internet cafeuri unde plăteai la 10 minute, o jumătate de oră, o oră, ceva de genul ăsta și aveai acces la internet și ce se făcea de fapt pe internet. Atunci exista un programel. Nu era Facebook, nu era Instagram, nu era TikTok unde facem noi acum acest live, era un programel care se numește Mirc, M-I-R-C, doar generația mea știe despre ce vorbesc, sau ăștia tinerii care sunt
se ocupă de IT, sigur au auzit de MIRC. Acest MIRC era un program foarte rudimentar de chat, de discuții, da? Și era formula asta ASLPLS, adică spunem te rog dacă ești băiat sau fată, ce vârstă ai și de unde ești și hai să ne cuplăm. Da, deci oricum generația 80 știe despre ce vorbesc. Deci internet nu era decât în aceste internet cafeuri, foarte puțini oameni, doar cei cu pile, cunoștințe și relații și bănuți aveau un calculator acasă, un 386, un 486, nu erau Pentium-urile astea acum cu luminițe, gaming, Pentium pentru gaming, nu exista PlayStation, erau primele console de Nintendo, aveai așa niște casete galbene, băgai în cutia aceea de consolă și conectai consola la un televizor, care nu erau televizoarele astea subțire, erau televizoare cu tub și așa mai departe. Da? Deci vremurile alea, despre vremurile alea trăim când tehnologia asta a internetului și a calculatoarelor intra timid așa și în România. E, în perioada aia eu devin ateu și una din ideile mele era următoarea. Dom'le, Dumnezeu a fost inventat de oameni acum câteva mii de ani pentru a-i speria pe alți oameni și pentru a-i controla pe alți oameni. Dacă un puștan care are telefon mobil și acces la toate platformele și e bombardat de informații de la 5 ani, deja de la 20 de ani capul lui e varză, mi-ar spune mie chestia asta, acum nu aș fi surprins, pentru că cel mai probabil m-aș duce cu gândul la faptul că 90% șanse sunt ca el să fie auzit undeva pe net chestia asta și să-i fi intrat în subconștient și după aceea să o regurgiteze așa, pe negândite. Dar eu totuși aveam ideile astea în cap fără să mă uit la emisiunea televizor despre religie, că nu era Trinitas TV, nu exista Trinitas TV pe timpul ăla. Deci Biserica Ortodoxă Română în anii 90 nu avea un post de televiziune care să emită. Poate era ceva radio, nu știu, dar în orice caz, Trinitas este o invenție relativ nouă. Da, Trinitas Radio, Trinitas TV, doxologia aici la noi în Iași, sunt invenții relativ odată cu apariția așa zisei social media, a internetului accesibil în fiecare locuință și a platformelor de social media și vorbesc de la Facebook încoace, apare Trinitas, apare doxologia, deci Biserica Ortodoxă Română încearcă să țină cumva pasul cu modernitatea și să fie cumva aproape de români și prin aceste platforme de socializare online. Dar pe timpul ăla nu exista așa ceva. Dacă la radio clasic aveau ceva post, habar n-am, pentru că așa cum am spus era Mateu. Și totuși aveam această idee în cap. Da? Și acum să-mi spuneți voi mie, de unde aveam eu ideea asta în cap? Voi genile care sunteți atei și care spuneți că ați deslușit misterele lumii și aveți răspunsul la toate, pentru că știința, care știință nu are răspunsul la toate, dar voi cumva le aveți, voi le știți pe toate. Și atunci poate îmi puteți da un răspuns până închid acest live, de unde eu puș la 15-16 ani, fără să fiu bombardat cu fel de fel de informații, cum sunteți voi acum, aveam ideea asta în cap că, domne, Dumnezeu a fost inventat, dă niște băieți foarte deștepți, acum câteva mii de ani, mai mult sau mai puțin, pentru a controla masele de oameni prin gândul de teroare că domne, dacă nu faci ce spunem noi popii, ajunge în iad și acolo în iad niște chestii cu coarne și ei o să te pună într-un cazan de smalt și mai departe. De unde aveam eu ideile astea în cap? Atenție, născut în timpul comunismului, când cred că știți comunismul și ateismul înseamnă una și același lucru, pentru că se bazează pe ateism, iar comuniștii au dus o lucrare diabolică de persecutare și de ucidere masă a creștinilor oriunde s-a întâmplat asta, că a fost România, că a fost China, că a fost Rusia, că a fost Cambodgia, nu a avut nicio importanță. În general, comunismul se bazează pe un sindrom antireligie. Comuniștii sunt alergici la orice formă de religie. Karl Marx spunea că religia este opiumul popoarelor. Da? Deci de unde aveam eu, frate, ideile astea în anii 90 în cap? Una la mână, doi la mână, o altă idee pe care o aveam și cu care eu spuneam profe de religie, că mi-aduc aminte tâmpenile astea, îi spuneam, Doamnă, să vedeți că noi am fost, noi sunt, de fapt, nu, noi nu ne-am născut pe pământ, primii oameni nu sunt apăruți pe pământ, nu. De fapt, sunt o civilizație extraterestră plantați pe pământ, iar cei care ne-au plantat încă ne urmăresc din nave spațiale din cosmos. Vă rog să mă credeți pe Sfânta Cruce, vă spun, astea erau lucrurile pe care le spuneam eu la ora de religie.
în anii 90. Deci suntem cumva un fel de cobai puși de o civilizație extraterestră pe pământ ca să fim urmăriți și de milenii de când există sau de zeci de mii de ani de când există omenirea. Noi suntem sub observația lor să vadă ce facem și ne studiază, exact cum studiază oameni de știință niște șoricei într-un acvariu. Da? Și încetul cu încetul, trecând peste ideile astea, mă rog, termin liceu, ajung, da, intru în viața de adult, iată că încep să practic ateismul. Și de fapt, ce înseamnă să practici ateismul? Păi hai să analizăm. Este ateismul cumva o formă prin care omul spune, domne, nu există Dumnezeu, deci eu nu am niciun fel de credință? Sau este el însăși, ateismul ca filozofie, o credință în necredința vis-a-vis de o putere divină? Pentru că e o întrebare, asta nu vă pun întrebarea asta așa de nebun. Pentru că războiul meu ca ateu, vreo 25 de ani, cu credincioșii, pe care la rândul meu, iată acum, ironia sorții, Dumnezeu îmi dă, îmi reîntoarce și bune și rele, eu trec acum prin același război cu ateii pe care l-am avut eu ca ateu cu creștini înainte, deși, din ce mi-aduc eu aminte, o chestie din viața mea de ateu, eu nu am avut atâta ură pe creștini și, sincer să fiu, nici nu m-a interesat ce făceau și nici nu stăteam să-i urmăresc. Nici nu mă interesau pelerinajele lor, nici nu știam de Arsenie Boca, de Cuvioasa Parascheva, de mersul la Iași în fiecare an de Sfânta Cuvioasa Parascheva. Habar n-aveam de chestiile astea, pentru că o diferență între mine ca ateu și ceea ce văd eu acum ca și creștin vis-a-vis de ateii din ziua de astăzi este faptul că pe mine nu mă mânca în fund de faptul că ăștia mergeau la biserică și pupau moaște. Nu mă interesa pur și simplu. E drept că probabil ateii din timpul meu aveau aceeași ură pe care o văd și la ateii acum, doar că nu aveau un loc public în care să-și refuleze aceste frustrări și incultura pe care am avut-o și eu, pentru că evident ideile pe care vi le-am spus înainte, da, că domne, Dumnezeu e o invenție ca să controleze omenirea sau nu, noi suntem de fapt o civilizație plantată de extraterestri, evident că astea sunt niște cretinisme, dar ce să vezi, Neică, că le-am auzit și eu ideile astea în ultimii 3-4 ani de la atei. Și mi-a zis, opa, uite că îmi dă Dumnezeu și mi-arată, mă, cumva îmi pune o oglindă în față, da, și îmi spune, uite, ăsta ai fost tu 25 de ani, na, ia să-ți iasă pe gât să vezi cum e. Dar vă spun clar, o diferență majoră între ateii din timpul meu, prieteni, alți prieteni de mei, din generația mea, de la liceu, care sunt și atei și astăzi, nu interesa atât de mult ce făceau alții. Da? Deci viața religioasă a unui creștin nu era un motiv de ură pentru atei. În schimb, era un motiv de zminteală, cum a fost și pentru mine, pentru că trăind cu principii ateiste, că Dumnezeu nu există și deci nerespectând principiile creștine și netrăind o viață creștină și o disciplină creștină și duhovnicească, ce să vezi, am făcut foarte multe prostii. Ca și ateu te consider un spirit liber, nu? Tu ești propriul tău Dumnezeu, toate deciziile pe care le iei tu sunt bune, tu ești atot știutor și atot înțelept. Nu ai nicio autoritate morală superioară ție și cum spunem noi, doar ceea ce vrei, foarte curând vei observa faptul că faci foarte multe greșeli. Și vă dau exemple. Da, pentru că nu vreau să duc discuția și nici nu m-aș pricepe, sincer, să duc discuția într-un orizont pur teologic și nici nu vreau să fiu plictisitor. Încerc să ajung la inimile și la mințile oamenilor care mă ascultă cu exemple simple, banale și pe care ar putea, cred eu, și un copil de 5 ani să le înțeleagă. Presupunem că te sui într-o mașină și vrei să ajungi din punctul A în punctul B. Ai două alternative. Ori respecti de la regulile de circulație, la ceea ce ai învățat, dacă ai învățat la școala de șoferi și conduci conform acelor principii, asta este regula, este varianta numărul 1, alternativa 1. Alternativa 2 este că nu faci nimic din toate astea, nici nu contează dacă ai sau nu ai carnet de conducere, vei lua mașina și o vei conduce tu cum ai văzut la televizor. Bineînțeles că sunt mulți care au condus fără permis. Și bineînțeles că mulți au ajuns din punctul A în punctul B. Dar foarte mulți
nu au ajuns. Și mai mult de atâta, foarte mulți, nu doar că nu au ajuns, dar au provocat și necazuri. O să-mi spuneți, bun, dar și tu ca șofer care ai făcut școală de șofer, ți-ai luat examenul, ai carnetul în posesia asupra ta și te deplasezi regulamentar pe drumuri, tot poți să faci un accident. Și o să vă spun, da, așa este. Așa este, am făcut accidente și ca ateu, am făcut accidente și ca creștin. Numai de vreme de anul trecut, ca și creștin, era să mă duc cu mașina cu nevastă, cu tot într-o prăpastie. Știți care este diferența însă? Diferența este că eu, cu carnetul în mână, cunosc regulile, pot să interpretez semne de circulație corect, pentru că am o școală care m-a învățat și acea școală îmi este superioară. Eu nu m-am dus la școala de șofer să-l învăț eu pe instructor și pe polițistul de la examen și întrebările de la calculator să le refac eu cu mintea mea. Gen, ce înseamnă să-mi decedează trecere? Nu înseamnă decedează trecere, înseamnă de fapt drum cu prioritate. Nu! Eu m-am dus ca să fiu învățat pentru că știam că deși aparent e ușor să te sui în mașină, să pui mâinile pe volan, hai că înveți de la taică-to a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, hai că înveți care e frâna, care e ambreiajul, că nu știu ce, poate ai și mașina automată, deci iese din discuția ambreiajul și cu schimbarea vitezelor, da, numai dai forward, backwards, neutră și gata, e ok, da, dau mașina automată. Da. Frate, nu e chiar așa. Sunt N factori care îți apar de-a lungul drumului, pe care dacă tu nu i-ai dinainte învățat într-o școală, nu vei ști cum să reacționezi. Ba mai mult, așa cum spuneam, chiar și cu școala respectivă, tot poți să faci accident. Dar diferența este că ești mult mai alert și te poți raporta la niște parametri în baza cărora tu funcționezi. Adică ai o longitudinală, o latitudine, da? Ai dreapta, stânga, față, spate. Nu este un haos. Diferența între șoferul profesionist care se suie la mașină și face accident, poate din neatenția lui, poate din neatenția altuia, poate din factori care sunt independenți de nivelul de atenție, și cel care face accident fără să aibă niciun fel de curs făcut, niciun fel de permis auto, nimic, este faptul că ăla se... Primul, cel cu carnetul, se poate raporta la un set de reguli și știe ce a greșit. Da, în afară situației în care e psihopat. Pe când celălalt o să zică, da, ce am greșit? Păi fă frate, n-ai văzut semnul că se apropie, cedează trecerea? Păi n-am știut. De ce n-ai știut? Păi n-am fost la școală și n-am știut să... Eu am văzut semnul ăla, dar nu știam ce înseamnă. Ați înțeles? La fel este și creștinismul versus ateismul, adică viața mea de pe la 15-16 ani de ateu până la 41 de ani și viața mea de la 41 de ani ca și creștin până acum. Greșelile pe care le-am făcut ca și ateu, eu nu le-am perceput ca și greșeli, pentru că nimeni nu mi-a spus ce e bine și ce e rău. Ori diferențele între bine și rău în orice lucru pe care îl faci, de la o mașină pe care o conduci, la o casă pe care o construiești, la jobul pe care îl faci, indiferent, ai lucruri bune și ai lucruri rele, inclusiv aceste două cuvinte, bine și rău. Nu este la atitudinea noastră să discernem ce este bine și ce este rău. Imaginează-ți că ți se naște un prunc, ai un fiu sau o fată și vei spune copilului tău, când copilul tău va veni la tine și va spune, tati, am chef să arunc o pungă cu apă de pe balcon în capul trecătorilor. Vă spun că eu am făcut chestia asta când eram mic. Trăgeam cu cornete în oameni, de asta stăteam la bloc la etajul 4 în Pitești. Aveam cornete, nu știu dacă generația asta tânără nu știe la ce mă refer. Erau niște țevi de plastic pe care le legai cu scoci, făceai cornete din hârtie și trăgeai în oameni. Până m-a prins maică-mea odată, păi goala poți să-i scoți ochiul la cineva. Sau luam pungi de nylon, da, din astea în care, de exemplu, poți să duci să-ți cumperi peștișori, le umpleam cu apă și le aruncam în capul la oameni. O fi oare bine lucrul ăsta? De unde știm că nu este bine? Evident, eu ca și copil, la 7-8 ani cât aveam eu când am făcut chestiile astea, maică mea nu a putut să prevadă faptul că eu o să iau o pungă, o să-mi dea prin cap să iau pungi, să le umplu cu apă și să le țipă în capul la oameni. N-avea de unde să prevadă, dar când a aflat
când a aflat, mi-a zis, nu e bine. Deci o autoritate superioară, adică mama, mi-a spus, nu e bine ceea ce ai făcut. Dacă a fost nevoie, mi-a dat și o bătăiță. Acum nu mai e corect politic să-i dai o bătăiță la copil. Că te dă copilul în judecată și îți cere daune morale. Și după aia face rău. Deci întrebarea mea este, poate un copil să știe ce e bine și ce e rău dacă părinții nu învață? Nu poate. Dacă trebuie să dezbatem chestia asta, înseamnă că trăim într-o lume prea nebună ca să mai trăim în ea. Și atunci schimbăm planeta. 1, 2, dacă eu ca și copil, sau copilul meu vine la mine și mă întreabă, tati, ce e bine și ce e rău între fapta A, fapta B, fapta C? Iar eu ca părinte nu știu, pentru că la rândul meu nu am învățat să fac diferență între bine și rău. Copilul meu, din cauza că eu sunt un ratat, va fi și el un ratat. Da? Pe când dacă eu ca părinte știu diferențele între bine și rău, îi le voi spune și copilului meu și voi face tot ceea ce îmi stă în putință ca și el să învețe diferențele între bine și rău și să aibă ce discernământ, să discearnă între bine și rău. Și acum vin și pun o întrebare foarte simplă. Cât am fost ateu, dumneavoastră credeți că eu am discernut între bine și rău, adică am separat grâu de neghină? Nu! Am făcut o mulțime de tâmpenii care sunt foarte grave și nu vorbesc grave din punct de vedere teologic, pentru că oamenii își închipuie, și eu văd chestia asta acum că am făcut schimbarea de la ateism la creștinism, oamenii își închipuie că când vine un creștin și spune, bă, nu te du la curve, pentru că e păcat. Știți, noi avem expresia asta în limba română, nu făcut altul că e păcat, adică este un păcat. De unde vine expresia asta? Vine din aspectul religios al poporului român. Este păcat. Dar de ce e păcat să mergi la curve? O să mă întrebați. Păi uite, vă dau pentru noi bărbații cel puțin un argument. Pentru că arunci banii pe fereastră. Mai trebuie să mai spun mai mult de atât? Pot să mai dau încă câteva motive. Dar ăsta ar trebui să fie suficient. Frate, nu te du la curve că arunci banii pe fereastră. Pot să spun și că e o boală sexuală? Da? HIV-ul, printre altele. Atenție, HIV-ul nu a fost eradicat. El încă există, doar că nu se mai face tam-tam pe treaba asta. O să spun, da, bă, există prezervative. Și o să spun, frate, fii atent aici. Tu ai o nevoie. Noi ca bărbați avem niște nevoi, da? Faceți experimentul ăsta. Pentru că eu știu ce vorbesc, am trecut prin chestiile astea și le-am trăit pe propria mea piele. Când îți vine nevoia să faci ceva care tu simți că nu e bine și eu am simțit la timpul acela lucrurile pe care le făceam că nu erau bune, dar nevoia era mai mare decât rațiunea mea. Adică nevoia aia mă stăpânea, adică eu eram stăpânit de nevoie, deci eu eram sclavul nevoii. Nu eu stăpâneam nevoia mea, nu eu controlam nevoia mea, nu eu decideam care e dreapta, care e stânga, ci nevoia mă controla pe mine. Știți, nevoia duce la dependență. Dependență de sex, dependență de alcool, dependență de fumat, dependență de droguri. Nevoile pe care tu nu le controlezi și te controlează ele pe tine creează adicție. Adicția înseamnă game over pentru orice bărbat și orice femeie care are adicțiile respective. Vă spun ca om care a avut adicții multe, mai bine de 20 de ani, pentru că ateismul creează adicții. Știți ce face creștinismul, fraților? Creștinismul îți spune... Îți vine să mănânci două fripturi, mănâncă doar jumătate. Îți vine să bei 20 de beri, bea doar una. Îți vine să bei 3 butelii de vin, bea doar 2 pahare. Îți vine să te culci cu toate curvele? Găsește-ți o nevastă. Nu aveți cum să mă convingeți în vecii vecilor că stilul ăla de viață versus stilul ăsta de viață e una și același lucru și că noi ne trăim viața când facem ceea ce vrem și ne satisfacem nevoile non-stop.
În primul rând, din punct de vedere fizic, și asta o spune știința, nu e nevoie să facă apel la creștinism, știința o spune că dacă tu nu-i dai corpului tăierea nevoii, de exemplu, ai nevoie să mănânci multă ciocolată, corpul nu o să-ți spună, vezi că ai nevoie să mergi la sală, să tragi de fiare. Corpul o să-ți spună, stai în pat și dormi până la 12 noaptea și noaptea joacă-te până la 12 noaptea pe PlayStation. Aia o să-ți spună corpul. Corpul te minte. Mintea te minte. Voința ta trebuie să fie mai puternică decât nevoia ta de a te distra. Tu trebuie să-ți stai nevoia de a sta până noaptea la 12, să te joci pe PlayStation și a doua zi să dormi până la ora 12. Pentru că, în primul rând, corpul tău fizic va fi terminat într-un anume număr de ani. Marea majoritate a bolilor pe care noi bărbații, dar și femeile le au, vin... Mulțumesc, Mihai Chirilă, pentru comentariu. Bănuiesc că este și primul și ultimul tău comentariu. Marea șmecherie aici, da? Marele șiretlic este ca tu să ai puterea să treci peste orice nevoie ai avea care nu îți, cum să spun eu, îți surclasează nevoile de bază ale traiului. Și care sunt nevoile de bază ale traiului? Hrană, apă și aer. Dar hrană cu anumită măsură, apă cu anumită măsură, aer cu anumită măsură și așa mai departe. Orice lucru făcut în exces, orice, inclusiv iubire în exces, duce la un tip sau altul de patimă. Și orice tip de patimă înseamnă sfârșitul vieții. În primul rând fizice și după aceea sufletești. Și atenție, viața fizică și viața sufletească sunt intermitente. Nu am descoperit niciun ateu care la a doua tinerețe, după 40 de ani, cum sunt eu acum, care să nu își pună deja întrebări. Și cunosc foarte mulți din generația mea atei care nu mai sunt atei acum, nu sunt nici creștini. Unii s-au dus spre budism, alții spre alte chestii, în fine. Îți dispitele lor, nu le comentez. Fiecare om să aibă căutările lor. Și părintele Serafim Roz a încercat toate formele de hinduism, shaoism, taoism, budism, toate ismurile le-a încercat. Până când a ajuns la ortodoxie. Și a spus nimic nu este mai eficient pentru sufletul omului care este veșnic, spre spre de trup, decât ortodoxia. O mare greșeală pe care eu am făcut-o ca ateu au fost prejudecățile pe care le-am avut vis-a-vis de a trăi viața cum vrei tu. Să faci ce vrei tu, când vrei tu, unde vrei tu, cu cine vrei tu. Literalmente. Chiar și atunci oricum sunt niște limite. Sunt niște limite financiare, logistice, gen am chef să mă duc acum în Papua Noua Guinee. Pot să mă duc acum în Papua Noua Guinee? Nu pot, că trebuie să fac niște chestii, să am bani, ia bilet de avion, ia una alta, da? Deci, dar să zicem că am chef să mă duc la Păcănele, da? În loc să mă duc acasă acum și să bag o jumătate de oră de rugăciune să citesc din saltire, ar fi să, că sunt la volan, mă duc frumos în oraș, în centru, e plin Iașul de Păcănele și hai mă să joc și eu 2-3 milioane la Păcănele. Că poate fac 10 milioane și mă întorc cu 10 milioane mâine dimineață. Trebuie să înțelegem că astea sunt niște tentații. Niște ispite. Ați văzut emisiunea de 2 lei de la televizor cu ispita averii? Da? Emisiunea aia are un singur folos din punctul meu de vedere. Îți arată de la A la Z absolut tot ce să nu faci în viața asta. Bineînțeles că scopul acestor emisiuni este să tâmpească lumea. Evident și să ne intoxice mintea, în special pentru tinerii până în 30 de ani, cu cele mai mari aberații. Dar dacă suntem șmecheri, noi ar trebui să ne uităm la emisiunile astea ca și să notăm tot ce fac ei acolo într-o agendă. Tot ce au făcut. Și concurenții și ispitele. Și noi să facem fix opusul. Fix opusul. Gândiți-vă
televiziunile. Gândiți-vă la Pro TV. Eu am fost un mare fan al Pro TV-ului în anii 90, când Andreea Esca abia apăruse pe sticlă și era în mare vogă. Mă certam cu ai mei, că ai mei erau mai habotnici și se uitau numai la TVR1. Era singura televiziune pe atunci, televiziunea publică. Și Pro TV-ul a fost prima televiziune publică din România. Nu vă puteți închipui, cei care n-ați prins vremurile alea, ce însemna să vezi pe un televizor color emisiunile de la Pro TV și filmele pe care le dea Pro TV și serialele comparativ cu televiziunea publică. Erau clar depășiți, adică era o concurență fantastică, iar Pro TV-ul distrugea televiziunea publică fără drept de apel. Deci era numărul 1, era Andreea Esca, modul în care prezenta ea știrile, școlită la CNN. Era cu totul altceva, adică noi, eu și uitam să mai mănânc. Aveam 12-13 ani și abia așteptam, știrile Pro TV, știrile Pro TV. Deci era ultramodern. Deci am trecut prin chestiile astea, frate, nou, modern, ultima modă, ultima tehnologie, ultima, toate ultimele. Anii 90, 94, 95, 96, cam pe atunci a apărut Pro TV-ul. Da? Aveau, anunțau filmele cu vocea tipului ăsta, așa, Tom Cruise, Misiune Imposibilă 1, acum mi se pare că tipul e la Canal D. Da? Tipul ăla care anunță filmele, face reclamă la filme, da? Omul ăla a făcut foarte mulți bani, apropo, doar cu vocea lui, care o voce gravă, dar atenție că tipul ăla, nu știu cum îl cheamă, e un tip chel, îl găsiți pe TikTok. Tipul ăla e un creștin ortodox practicant. Da? Deci tipul ăla care anunța pe vremuri și ne fascina pe toți cu urmează următorul serial sau vedeți filmul de Pro TV sâmbătă la ora 20, acțiune la nivelul nu știu care. Avea o voce gravă, da? Cum, făcută special pentru a... Tipul ăla e un creștin... Îmi scapă numele lui acum, dar e un creștin ortodox practicant și vorbește de Dumnezeu de câte ori are posibilitatea să vorbească. Ironia sorții. Nu mai lucrează la Pro TV. Ei, eu eram un mare fan la Pro TV. De ce? Pentru că la vârsta mea atunci, bă, tot ce mi se părea nou, tot ce mi se părea așa strălucitor, blitz, blitz, da? Apăruse muzica rap în România. Paraziții, mafia, vorbim de ani de gloria, e mafia, e paraziții, se asculta la orice colț de stradă. Da, după blocurile gri stăm noi majoritatea, erau împânzite orașele. Deci totul este gunoi. Da? Totul este gunoi. Muzică în care înjuri, îți bagi, îți scoți, gangster, ce gangsteri? Ce gangsteri erau în București în anii 90? Ce gangsteri? Noi am muzica rap, n-are nimic românesc, pentru că nu este... Muzica se pliază pe cultură. Cultura poporului român nu este cultura poporului american, acolo unde s-a născut muzica rap. Eu am fost un mare fan, am ascultat atâția și atâția artiști. Mamă, ce mă pasionau toate feudele astea între rapper în America. Da, acolo sunt gangster pe bune. De unde au plecat gangsteri? Din Italia, începutul anilor 1900 și ceva, mafia italiană, da, Cosa Nostra, Sicilia, mutați în trecuți cu vaporul Oceanul Atlantic, New York, Chicago, nu știu ce. Acolo e gangster. Te duci în America și trăiești gangster. În România n-ai ce gangster să trăiești. La noi totul a fost după 50 de ani de comunism. Ne-am simțit bombardați cu terahaturile. Dar noi le-am luat pentru că erau ceva chestii și eram, cum să vă zic, într-o foame de asta de... Băi, înghițeam orice. Orice înghițeam. Așa au intrat și drogurile. Mă refer la drogurile reale. Da? Nu ne plac lucrurile noi. Mașină nouă, casă nouă. Stai puțin, că nu tot ce e nou e bun. Frate, nu tot ce e nou e bun. Du-te și vezi o casă din Maramureș construită cu 200 de ani, cu lemn de ăla, acum nu poți să fabrici. Da, acum îți trebuie proiect, îți trebuie arhitect să-ți facă, birocrație. Strămoșii noștri făceau, măsurau, dregeau, făceau o casă care dura 500 de ani. Acum trebuie să o renovezi din 20 în 20 de ani. Suntem oare noi mai deștepți decât erau ei înainte de ce? Că avem telefoane și facem live-uri pe TikTok? Hai să fim serioși! Hai să fim serioși! A crescut oare inteligența noastră? Nu, niște băieți deștepți s-au inventat? Au inventat niște chestii. Religia e o formă de prostie. Uite, dragă Levomanic, eu spun că religia este o formă de a trăi. Dacă tu alegi să trăiești prost, vei da dovadă de o formă de prostie. Dacă tu alegi să trăiești bine, vei da dovadă de o formă de bine. Religia
Și atenție, eu ca ortodox trebuie să recunosc chestia asta, că majoritatea religiilor au chestiile astea. Atât religiile abrahamice, adică creștinismul, iudaismul și islamul, cât și religii politeiste, cum este, de exemplu, budismul, șaoismul, taoismul, da? Hinduismul, ei cred în mai multe zeități. Majoritatea religiilor, din ce am studiat eu, te învață să te înfrânezi. Te învață să ai măsură. De la a mânca cu măsură, păi voi țineți post intermitent. Bă, băiatule, care ai spus că religia e o formă de prostie, tu ai impresia că ateii au inventat postul? Nu, dragule! Postul este practicat în toate religiile, într-o formă sau alta, inclusiv postul de sex. Noi creștini, de exemplu, nu facem sex în timpul marilor sărbători, în sărbătoarea cea care, în postul Paștelui și în postul Crăciunului, de exemplu. Dar de ce s-a pus regula asta? Că o să-mi spui, dar ce, bă, eu fac sex când îmi vine mie, când mi se ia așa, eu fac sex. Oare de ce crezi că au făcut lucrurile astea? Nu ți-ai pus întrebarea, bă, dar de ce au făcut regulile astea oamenii acum mii de ani? Că spui că oamenii l-au făcut. Bun, mergem pe ideea că oamenii... Oare de ce? N-au avut oare nicio bază logică la fundația acestor idei? Pur și simplu s-a trezit într-o dimineață și ce a zis? Bă, știți care e treaba? Miercurea și vinerea să țineți post. Adică nu mâncați de dulce, adică mâncați doar verdețuri. Nu mâncați carne, nu mâncați produse de natură animală. Da? Bun, bun. Nu beți alcool. Ok, nu bem alcool. Nu faceți sex. Ok, nu facem sex. Și gata, oamenii au acceptat. Pac, pac, a zis, a făcut. S-a votat, a judecat. Oare așa să fi fost? Păi și atunci, de ce vin, mă, moderniștii atei și spun, ești prea gras? Îți sugerez o formă de post intermitent. Uite, nu mănânci până la 12 noaptea și după aceea mănânci doar un meniu din asta și îți fac eu un meniu special pentru că eu sunt influencer în nutriție. Bă, da, Moise, care și-a scos poporul de sub sclavia egiptenilor, oare avea și asta nevoie, mă, de influencer în nutriție? În timp ce îl urmăreau egiptenii cu carele de luptă prin deșert? Bă, da, au avut condiții fizică, mă, că alergau pe jos, că așa n-au avut evrei când au fugit din Egipt. Aveau câțiva măgari, niște asini, cai nu aveau, nu mai spun de căruțe. Bă, dar mergeau la pas, cum să spun, eu nu știu dacă tu ai rezistat să mergi când mergeau ăia. Te duci la sală, tragi de fiare, bicepsul tău e umflat, dar e umflat cu steroizi, de o formă sau alta. Tu le spui proteine, eu le spun steroizi, că clar, sunt chimicale acolo, ok? Și dacă te pun să faci un scandăber cu un ion de 70 de ani care a dat cu asta toată viața și am mâncat numai slană cu brânză, te cacă. De, nu te vezi. Cum îți explici chestia asta? Și Neaion în toată prostia lui mai citește și din saltire seara în timp ce tu stai pe PlayStation. Bă, și e sănătos tun. Iar tu îți sufli mulci la prima, la primul friguleț care a dat. Și dai drumul la centrală. Iar ăla stă cu șuba pe el sub cerul liber la minus 20 de grade. Cu oile în vârful muntelui. Dar tu spui că tu ești un om avansat, așa? Tu ești un om mai performant, mai bun, ești mai puternic. Din ce punct de vedere ești mai puternic? Exact. Băi, eu am stat și m-am gândit. Adică, bă, frate, să mă ierți acum. Eu pun, eu merg pe religie o formă de prostie. Bă, cât timp a fost ateu, mă, eu nu știu ce lucruri bune am făcut ca ateu. Uite, dacă e cineva care ca ateu poate să-mi spună că face lucruri bune. Și atenție, am o întrebare, de unde știi tu ce e bun și ce nu e bun? Eu ca ateu vă mărturisesc, v-am spus, unul la mână, că nu stăteam de curul creștinilor. Mă durea fix în 14 câte moaște pupau. Bă, n-aveam timp și n-aveam chef, eram prea preocupat să merg la curve. Pentru că credeam că trebuie să fac ce vreau eu și printre altele sexul. Sexul era important, frate. Deci n-aveam timp să mă uit să văd câți pupători de moaște sunt la Sfânta Cuvioasa Parascheva. N-aveam timp. Voi aveți timp. Înseamnă că poate trebuie să vă mai luați un job, frate. Că sunteți prea preocupați pe Facebook să vă dați în stambă de faptul că niște babe care au rezistență să stea 24 de ore în picioare când tu nu poți să stai 5 minute... ca să se închine la niște moaște la care ea are vlavie, tu nu poți să îți faci o disciplină să faci 50 de flotări în fiecare dimineață.
alergi la sticla de Coca-Cola mai ceva decât alergă baba la Sfintele Moaște. Și eu te întreb acum, între Sfintele Moaște și să bagi 100 de metani, care înseamnă și exerciții fizice, pentru că lucrezi toate grupele musculare când faci închinăciunea. Și a băgat 3 kg de Coca-Cola pe zi și a fumat 2 pachete de țigări. Eu te întreb pe tine, mă, care mai câștigă la sfârșitul zilei? Mă, nu știu. Religia e o formă de prostie. Bine, frate. E ca tine. Mă, care mai câștigat la sfârșitul zilei? Pentru că baba să dea naiba dacă nu, când a pus mâna pe coasa aia, zici că e ninja. Zici că e Jackie Chan. Du-te, mă, și dă-și tu la coasă cât poate ea să dea, să vedem, poți? Aia, domnule, că eu sunt IT-ist. Ești IT-ist? Păi și atunci și cauți, mă, la 30 de ani în cabinetul de psihologie cu depresie cât casa. A? De ce ești, mă, așa nervos atunci cât, că vă văd în puii mei pe holurile cu... Ferească Dumnezeu să vă spună unul numai, dă-te mai încolo. Dă-te, bă, de mine! Adică n-aveți niciun fel de pace, niciun fel de calm. Vă sare muștarul, pac, pac, v-a zis unul ceva, bă! Dacă voi vă enervați de ce fac alții, deci voi sunteți, nu știu, de ce sunteți în Timișoara și vă enervați de ce fac ăștia în Iași. Bă, frate, ce fac ăștia în Iași te afectează cu 0%. Salariul tău, viața ta intimă, cu câte femei te-ai culcat. Dacă copilul tău e repetent sau e olimpic, nu depinde de ce face baba în Iași care se închide la cuvioasa Paraschiva. Mă, are zero relevanță. Și tu spui că România nu progresează din punct de vedere economic din cauza la babele astea? Bă, tu ești sănătos la cap? Bă, eu ca ateu am fost 25 de ani ateu, m-a durut în cur de ce făceau babele. Tu înțelegi chestia asta? Eu eram ocupat să fac eu tâmpenile mele. Bă, dar nu m-a interesat de ăștia, mă. Și brusc devin creștin, îmi dau seama că ateismul nu e bun. Bă, eu cred că am trecut la creștinism pentru că sunt tâmpit. Adică ai impresia că mi-a băgat unul o injecție, m-a drogat cineva sau ce? Frate, am avut niște experiențe de viață. Am dat cu capul de pragul de sus, de mi-am făcut... Am găuri în cap, le vezi cu lupa. Și mi-am dat seama că așa nu merge, trebuie să fac o schimbare de 180 de grade. Am ajuns la fundul sacului. N-ai avut niciodată senzația asta în adâncul inimii? Că toată viața ta de până în momentul ăsta nu are absolut niciun rost, pentru că ceva de acolo, ceva fundamental, și mereu ai încercat acel lucru pe care, bă, simți că ceva nu e în regulă, e un gol în inima ta. Și încerci să-l umpli mereu cu ce? Cu ce? Cu lucruri materiale. Nu poți să faci chestia asta. Eu am încercat, frate. Am încercat să văd dacă banii mi-aduc fericirea. Nu mi-au adus-o. Am încercat să văd dacă drogurile mi-aduc fericirea. Nu mi-au adus-o. Am încercat să văd dacă femeile, adică curvăsăreala, mi-aduc fericirea. Nu mi-au adus-o. Am încercat să văd dacă jocurile de noroc, păcănelele, mi-aduc fericirea. Nu mi-au adus-o. Viața de rebel nu mi-a adus fericirea. Bă, după fiecare experiență am fost golit. Și știi care e treaba? Că o adicție mai mică dă naștere la o adicție mai mare, la un atom mai mare. Tu sapi în interiorul tău, dar e ca și cum îți bagi un buldozer, un excavator înăuntru tău și te sapi, te sabotezi pe tine însuți. Și după aceea pui acolo niște jucării și zici că, dom'le, am umplut golul. Golul ăla nu se umple cu chestii din lumea asta, bă, frate. Pentru că ai trupul care are nevoie de hrană, căldură, da? Și sex. Dar ai și suflet. Iar sufletul, la fel ca și pe trup, îl poți vindeca și îl menține într-o stare de bine sau îl poți răni. Un trup rănit îl mai refaci cum îl mai refaci, până la o anumită vârstă. Un suflet rănit, nu. De aia avem atâtea cabinete de psihologie în România, de psihiatrie. De aia avem această boală a depresiei, care este o boală care în România nu exista. În anii 90, generația mea nu a avut depresie. Colegii mei la liceu nu au avut depresie. Eu știu ce vorbesc. Nici unul dintre ei nu a venit să se plângă că e singur, că e părăsit, că nimeni nu-l iubește, că nu-și găsește rostul în lume, că e neînțeles. Adolescenții din generația mea nu au avut problemele astea. Trebuie să mă asculți cu mare atenție, frate. N-am niciun motiv să te mint. Nu mă plătește nimeni. Nu câștig nimic la chestia asta. Nici nu mă interesează să te convertești tu de mâine, să devii cel mai mare sfânt și să te duci într-o mănăstire. Nu dau doi bani pe ce faci.
Ai înțeles? Nu te cunosc, nu mă cunoști. Îți spun niște chestii la liber. Doar discutăm. Și trebuie să înțelegi că generația mea de adolescenți și de tineri n-au avut chestiile astea. Noi eram focusați să facem bani, să babardim femei și chestii de genul ăsta. Adică lucruri pe care mai mult sau mai puțin mulți alții înaintea noastră au vrut să le facă. Dar n-am avut, frate, anxietatea asta, atacuri de panică. Atacuri de panică? Cum au tinerii în ziua de astăzi? Spre ce vorbim, mă, frate? Și văd că scriu pe grupuri, faceți ceva cu mine că mâine am examen și am atac de panică. Ce atac de panică, frate? Ce visez că nu exista așa ceva în România? N-avea nimeni niciun atac de panică. De ce se întâmplă lucrurile astea? Dă-mi tu răspuns care spui că religia este o formă de prostie. Înseamnă că tu cunoști forma de inteligență. Dă-mi tu răspunsul atunci, dacă ești așa inteligent, de ce lucrurile merg așa prost? Dă-mi tu răspunsul de ce eu, după 25 de ani de ateism, m-am plictisit de ateism. Și sunt modest când spun plictisit, că de fapt îmi vine să spun m-am sictirit, m-am scârbit. Atât de scârbos eram la propria mea persoană, că mă uitam dimineața în oglindă și nu mai puteam să mă sufăr ce vedeam în oglindă. Eram scârbit. Devenisem un monstru. Ai fost vreodată într-o mănăstire, frate? Bă, când ai ajuns în fundul sacului, de nu mai ai nicio speranță, nimic, și ai cu adevărat depresie, dar după 25 de ani de tâmpenii, e normal până la urma urmei, de unde să-ți mai dea Dumnezeu? Bă, te las o dată de două ori de 10 ori, dar du-te în puii mei, 25 de ani, cine arată răbdare cu tine? Bă, și eram la fundul sacului. Și ajung, frate, într-o mănăstire cu care nu călcasem în viața vieților mele, la 41 de ani. Duceți-vă și stați câteva zile. Uitați de telefoane, de TikTok, de... uitați și de mine, puteți să mă înjurați, puteți să faceți ce vreți. Duceți-vă într-o mănăstire, ăștia care spuneți că religia e o formă de prostie. Vă dau provocare. Vă dau provocare. Mergeți într-o mănăstire, nu 3 minute. Dom'le, stau 3 minute, mă, la ade. Nu. Dom'le, vreau să mă cazez la voi, că eu asta am făcut. Dom'le, vreau să stau la voi. Și stați acolo. Intrați în programul de mănăstire. Voi care mergeți la psiholog și vă puneți pe canapea aia și plătiți cu sute de lei ședința de psiholog, pentru că am făcut și ședințe de psihiatrie, da? Am făcut ședințe de terapie psihologică. Un căcat, pe băți, un mare căcat. Psihiatria are foarte puțină putere, foarte puțină putere să vindece. La ce traume sunt în ziua de astăzi, e căcat pe băți, e pistol cu apă. Da? Deci îs trecut prin toate rahaturile. Cu siguranță alții au pățit-o mai rău ca mine. Sunt convins și am și întâlnit chiar la mănăstire oameni care au suferit mult mai mult și au pierdut copiii. Ferească Dumnezeu! Mulți dintre ei atei și și-au pierdut copiii. Și după ce și-au pierdut copiii, bă, când îți înmormântezi copilul, nu mai ești ateu. Ai înțeles? Când îți înmormântezi copilul, nu mai e nimeni ateu. Războiul pe care îl ai cu Dumnezeu, îl ai de fapt cu tine însuți. Dumnezeu nu-ți face absolut niciun rău pentru că este tatăl tău și nu este un tată psihopat care să jănească proprii copii. Dar ce nu face Dumnezeu în schimb este să stea cu biciul după curul tău la fiecare tâmpenie. La un moment dat te lasă liber. El îți trasează, îți dă o busolă morală. Tu poți să ții nordul, să ții busola aia în buzunar și să o cercetezi din când în când ca să nu te abazi de la nord, dar la un moment dat poți să o și arunci, iar el te lasă să faci chestia asta. Știi de ce? Pentru că știe că mai devreme sau mai târziu vei veni să cauți busola. Și te lasă să dai cu capul de toți pereții. De fapt, aia se întâmplă, aia mi s-a întâmplat și mie, aia mi se întâmplă și vouă, aia se întâmplă tuturor oamenilor de la mileniu la mileniu. De la mileniu la mileniu, oamenii vor să facă cum vor ei. Nu merge. La fel cum copiii, nu îi lăsăm pe copii să facă ce vor ei, pentru că se pot inclusiv omorâ.
Da? Ăsta este vârful icebergului, Doamne ferește. La fel și Dumnezeu. El oricum viața o setează în așa fel că voi spuneți și eu la fel spuneam, mi-a dat viața sau mi-a luat viața? Na, 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 na. Viața e cum ți-o faci tu, dar viața funcționează în parametrii pe care Dumnezeu i-a creat pentru că El a creat viața. Deci El îți dă un spațiu de manevră și un liber arbitru extraordinar de mare. Și îi spune, faci ce vrei, ai toată planeta la dispoziție. Ți-am făcut o lume întreagă. Fă ce vrei, dar să știi ce faci și să faci binele. Dacă Dumnezeu nu există, nici binele nu există, pentru că noi oamenii nu putem să definim noi înșine, prin propria noastră rațiune, binele. Sunt 10 porunci în decalogul lui Moise. Să nu ucizi, să nu furi, să nu minți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu curvești, să nu poftești la nevasta aproapelui. Tu poți să-mi spui mie că legile astea au fost inventate de niște evrei foarte deștepți, apropo de războiul din Israel. Și eu sunt de acord cu tine. Eu vin și îți spun ție, ai două alternative. Ori urmezi legile astea, ori faci opusul lor. Ucide, fură, curvește, du-te și culcă-te cu nevasta aproapelui, nu cinsti pe mama ta și pe tatăl tău și toate celelalte. Minte și așa mai departe. Dacă tu poți să-mi spui că făcând opusul decalogului lui Moise ajungi la lucruri bune, eu îți urez succes și drum bun și cale bătută. Dar eu îți spun clar că îți vei rupe gâtul, pentru că eu mi l-am rupt de nenumărate ori. Când am mințit, am luat-o în barbă, am fost prins. Când am curvit, am luat-o în barbă. Rău de tot. Când m-am dat la nevasta altuia, am luat-o și așa mai departe. Gândește puțin la chestia asta. Deci până la urma urmei e și cum spunea Jordan Peterson, pentru că mulți oameni îl întrebau, bă, dar tu crezi în Dumnezeu? Și el ce spune? Zice, frate, bă, că am obosit să mă întrebe lumea. Și spun, nu știu dacă cred în Dumnezeu, dar încerc să mă comport ca și cum Dumnezeu există. Pentru că este singura formă reală de bine în care oamenii pot trăi fără să se ucidă literalmente între ei, ceea ce se întâmplă, de fapt, în multe zone, chiar în timp ce vorbim acum, sub ochii noștri, în alte părți ale globului. Ucraina, Israel, diverse regiuni prin Africa. Gândiți-vă, luați Biblia ca pe o chestie de povești. Bun. Bă, dar eu am citit, mie mi-a plăcut povestea când eram mic. Petre Ispirescu, eu cream că mi-au făcut viața mai frumoasă. Care este povestea crimei, conform Bibliei? Cine face prima crimă din istoria omenirii? Doi frați, Cain și Abel. Doi frați. Cain îl omoară pe Abel. De ce? Pentru că Cain era gelos pe Abel, că Abel avea mai multe oi. Nu avem și noi în istoria noastră, în folclorul nostru, Miorița? Gelozia, invidia, iată, duce la crimă. Da? Tu poți să spui că Dumnezeu nu există. Și eu, ok. Eu nu încerc să-i convinc că Dumnezeu există, pentru că mi-este și mie greu să-ți demonstrez. Dar ce poți să-ți demonstrez, și numai că ești nebun, nu vezi, este că a trăi pe principiul că Dumnezeu nu există și a face ce vrei tu, duce în final la moarte. La moarte înainte de termen. Și pot să-ți demonstrez că chiar dacă Dumnezeu nu există, dar tu te comporți ca și cum El există și respecti regulile pe care le-am enunțat mai înainte, viața ta va fi safe, va fi fericită, vei fi liniștit, vei avea pace în suflet. Sigur că vei avea și probleme, pentru că trebuie să ai și suferințe în viață, trebuie să ai și o cruce pe care să o duci cu demnitate. Dar nu poți să fugi de suferințe. Care dintre voi a reușit să fugă de suferință? Ah, dar de ce bă să fac chestiile astea? Că mi-aduc suferință. Dar să nu le faci, îți aduce infinit mai multă suferință. Și dacă tot vrei să suferi, suferă pentru a face bine. Nu suferă din cauza răului pe care l-ai făcut. Eu am suferit și sufăr și acum din cauza răului pe care l-am făcut acum 25 de ani. Tu nu trebuie să fii la același prost care am fost eu. Răul pe care îl faci, poate nu vei suferi mâine pe mine, dar răspund că vei suferi la un moment dat. Nimic nu rămâne nepedepsit pe lumea asta. Nimic.
și vei... Poate vei face o crimă și nu vei fi prins. Pe alte locuri Dumnezeu, prin alte mijloace, îți va da partea ta și îți vei lua partea ta. Nu te poți ascunde cum nici Adam. După ce și-a dat, după ce a mâncat din fructul oprit și a dat seama că era gol și s-a ascuns după copaci, el chiar a crezut că se poate ascunde de Dumnezeu? Sau un copil mic, care sunteți părinți, a spus că face o boacănă și vii acasă și se ascunde. Tu îți dai seama din comportamentul lui că a făcut boacăna și îl întrebi, ai ce ai făcut? La fel și cu Dumnezeu, frate. Dar răul și binele este definit de modul în care Dumnezeu ne spune ăsta este bine și ăsta este rău. Atât face, îți spune. Restul, alegerea e a ta. Tu faci alegerea pe care drum vrei să mergi. Dar arată-mi tu mie o singură persoană din lumea asta. Fă cercetare și arată-mi mie persoana care a făcut răul și a trăit bine. Arată-mi. Nu există. Nu există nimeni, nimeni nu scapă nepedepsit. Și în viața asta, și eu sunt convins că și în cealaltă. Iar în cealaltă pedepsa e mult mai mare decât aici. Dar mulți sfinți părinți spun foarte clar că raiul și iadul se creează în primul rând în inima omului și în mintea sa și apoi în jurul său, deci pe pământ. Deci tu poți să trăiești deja fie iadul, fie raiul. Eu le-am experimentat pe amândouă. Am experimentat forme de iad în trecutul meu și am experimentat și foarte câteva mici crâmpeie de rai, pentru că, din păcate, raiul este greu de obținut, frate. Iadul este foarte ușor de obținut. Foarte ușor. De altfel avem vorbă noi, între bătrâni. Ușor ia face răul, greu ia face binele. Noi avem niște vorbe foarte înțelepte în limba noastră română. Dar am experimentat și câteva crâmpeie de rai și mi-a rămas pe retina minții ce înseamnă raiul. Raiul înseamnă tăierea voii, raiul înseamnă ca tu să nu-ți faci din plăcere un țel din viață. Raiul înseamnă, vă spun ce înseamnă raiul pentru mine, înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, raiul înseamnă familie. Înseamnă ordine și disciplină. Și biserica, să știți că are o ordine și disciplină. În Biserica Ortodoxă Română se numește Sfânta Tradiție. Adică sunt chestii, niște chestii ce țin de tradiție și sunt considerate sfinte. Da? E o formă de disciplină, de disciplină sfântă. Dar uitați-vă la orice de ăsta, speaker motivațional. Toți vor miza pe disciplină. Trezește de la ora 7, fă-ți un program de gimnastică, mănâncă la ore fixe, fă... Dar toate chestiile astea sunt o rutină și o disciplină. Deci iată că vin speakerii motivaționali în epoca noastră și ne învață ceea ce Sfinții Părinți ne învățau acum mii și mii de ani. Nici eu n-am știut chestiile astea, fraților. Le-am aflat în ultimii 2-3 ani și m-a bulversat cu totul. M-a dat peste cap total. Am zis, am avut atâta comoară sub ochii mei și o zeci de ani am ignorat-o și am trăit ca un dobitoc? Atât de prost am fost? Da, atât de prost am fost. Conștientizarea faptului că ești prost e mare lucru. Doar cine e mândru nu recunoaște că e prost. Cum să fiu eu prost? Nu, tu ești prost. Da? Deci pentru mine raiul înseamnă familie, înseamnă disciplină și mă lupt și eu cu disciplina a o menține în fiecare zi. Înseamnă o comunitate de oameni pe care te poți baza. Oameni cu principii și valori asemănătoare, nu identice, pentru că suntem, să nu credeți că în biserică oamenii sunt roboți. Cum l-ai pus acolo stă, nici de cum. Ba mai mult, vă spun ceva. Creștinii au mai multe tensiuni interioare și exterioare decât ateii. Pentru că se luptă să facă binele într-o lume care este mânjită de rău. E foarte greu. Ateii n-au stresul ăsta. Eu n-am avut stresul de a nu face rău pentru că nu mă stresa, pentru că nu eram stresat. Cui îmi păsa mie că fac răul? Nu, pentru că n-aveam nicio valoare între bine și rău. La mine nu exista că asta e bine, că asta e rău. Asta are chef mușchiul meu să facă, asta face. Vă sună cunoscut? Adică făceam răul cu mare ușurință. Eu acum trebuie să mă lupt să nu fac răul. Tensiunea mea și lupta mea ca și creștin este infinit mai mare decât era înainte ca ateu.
familie, disciplină, comunitate cu valori asemănătoare. Da? De unde să ai un cer de prieteni care nu numai să te ajute în diverse ipostaze, dar să și poți discuta lucruri pe aceeași lungime de undă. Cât de cât, cât de cât pe aceeași lungime de undă. Dar dincolo de orice, dincolo de orice, pentru mine, religia de care zicea domnul dinainte că e o prostie, este o formă de a nu ajunge într-un cabinet de psihiatrie. Și este gratuită, din punct de vedere financiar. Și o să vă spun ce mă ajută pe mine psihic și este dovedit. Am aflat după aceea știința reală care a fost inventată în ultimii 2000 de ani și practicată de creștini. Hai să fim serioși. De ce? Doamne iartă-mă! Până în iluminism, când a început ateismul să apară în Europa de vest, toți oamenii de știință erau creștini. Fie catolici, fie protestanți. Ortodoxia, din păcate, a avut mai puțină, recunosc chestia asta, mai puțină tangență cu știința, dar de ce? Pentru că catolicismul și protestantismul raționalizează foarte mult ideea de Dumnezeu și cumva îl transformă pe Dumnezeu într-un om, ca ei, de unde și faptul că bisericile lor sunt goale, pe când ortodoxia a păstrat ce? Misticismul original al creștinismului. Vezi, sunt o grămadă de... Iisus vorbește numai în pilde. Îți trântea o pildă de tu trebuia o ghicitoare, de aia trebuia să stai să... Nici apostolii nu înțelegeau, că spune clar în Evanghelie. Și l-au întrebat apostolii, dar ce vrei să spui cu asta? Mântuitor, ce vrei să spui cu asta, învățătorule? Și el trebuia să le explice, că nu înțelegeau. Deci, creștinismul original nu este ceva rațional. Tu nu poți să-L cobori pe Dumnezeu la mintea ta. Da? Pentru că înseamnă că atunci chiar anulezi ideea de Dumnezeu. Deci anumite lucruri, și pentru mine anumite chestii în ortodoxie, când am auzit, am zis, pentru că eram obișnuit în lumea reală, în care eu cu mintea mea le deslușesc pe toate. Ei, uite ce să vezi, că mintea mea nu poate să le deslușească pe toate și că nu mai poate se blochează și atunci intri în depresie. Anumite chestii în creștinismul real, autentic, ortodox, trebuie să le accepți și să le faci cum sunt. Dar, la sfârșit, e o cunună. Dacă îți treci peste impasul, dar de ce să fac de ce să pup Sfintele Moaște, că e o prostie, pleacă, bă, de aici, că e o tâmpenie, bă, ești tâmpit și pup niște morți. La prima vedere, sunt de acord, așa, pare o tâmpenie, pare o formă de schizofrenie. Du-te și fă-o. Și vorbim după. Dar când te duci acolo, golește-ți mintea de gândurile astea. Golește-o. Bă, hai să încerc. Da? Bă, am încercat droguri, am încercat curve, am încercat păcănele, m-au făcut vreuna fericit, nu știu. Nu cred. Mă, hai să încerc să pup și Sfintele Moaște. Ia să mă duc la Cuvioasa Parascheva. Ia să stau vreo 12 ore sau 14 ore sau 24 de ore. Mai ascult ce vorbește lumea și când ajungă golit, golit, cu mintea golită, hai să mă închin și să o rog pe Cuvioasa, Cuvioasă, luminează mintea. Cuvioasă, pune gândul cel bun în mintea mea, pentru că nu știu ce să fac, sunt confuz. Faceți experimentul ăsta. Nu vă duceți cu prejudecăți la Cuvioasă, că e ca și cum te duce cu prejudecăți la un profesor să-l contrazici, de la că e deștept, o să te lasă întreaba ta. Te lasă așa. Deci, tu n-ai venit setat să înveți, tu ai venit setat să-ți arăți superioritatea ta morală. Da? Deci du-te la această femeie care avea 26 sau 27 de ani când a murit și care a trăit ca o sfântă. Și cuvântul sfânt ar trebui să aibă ceva reverberație pentru orice om. Diferența între un păcătos și un sfânt. Dacă nu mai înseamnă nimic, discuția asta nu e pentru tine. Da? Nu e pentru tine. Dacă tu pui viața de păcat și viața de sfințenie pe același palier, în momentul ăla ești pierdut. Ai nevoie de mult mai mult ajutor decât pot eu să-ți ofer acum. Dar dacă ești undeva la mijloc, bă, nici ca ăia, dar hai, ok, nici ca ăștia. Hai să văd, ești undeva la mijloc, dar tu zici că vrei să ai un echilibru. Golește-ți mintea de toate prejudecățile, du-te, sărută Sfintele Moaște și cere luminare. Și spune-mi după aia ce se întâmplă cu mintea ta. Ce se întâmplă cu sufletul tău. Dacă pentru tine chestia asta nu are niciun efect, nu are nimic, ok, ortodoxia nu e pentru tine.
Bă, eu când m-am dus prima oară, acum 2 ani și ceva, într-o mănăstire și am sărutat niște sfinte moaște, eu nu m-am simțit imun la câteva secunde după. Nu pot să explic cum. Pentru că ce să vezi, anumite chestii pe lumea asta nu pot fi explicate. Bă, există miracole, nu știu. Nu pot fi explicate. Dar eu nu m-am simțit la fel. M-am simțit bine. M-am simțit liniștit. Când m-am întors în lume, a dispărut pacea asta. Recunosc. Dar eu vorbesc de momentele acelea. Creștinul, să știți că după momentele acelea leargă și sunt foarte scurte. Cu mulți creștini am vorbit lucrurile astea. Se numește a te umple de har, a te umple de Duhul Sfânt. În primele luni după ce m-am botezat, închipuiți-vă să fii botezat la 41 de ani, că poate ați fost la botezul și ați văzut copilul când îl bagă în cădelnița aia cu apă sfințită de 3 ori. Au făcut-o cu mine, adult, îmbrăcat într-o cămașă albă, așa cum a fost botezat Mântuitorul în Iordan. Vă credeți că treaba asta este pur și simplu așa, doar un spectacol? Pe bune? Aș vrea să pot să am cuvinte să descriu cum am simțit în primele săptămâni după botez. Băi, aș vrea și vă doresc să trăiți. Și dușmanilor mele doresc să trăiască ce am trăit eu atunci. Treptat s-a dus. Pentru că harul nu stă cu tine dacă tu te murdărești. Și eu m-am murdărit din nou. Pentru că patimile nu dispar prin Sfântul Botez și prin rugăciune, prin post, prin disciplina duhovnicească. Dar, frate, momentele alea n-am cum să le uit. Și n-am nici cum să le ignor. Și n-am nici cum să le trec pe seama vremii sau pe seama ce să le trec. Nu. Da. Alea sunt chestii reale. Și eu cred cu tărie, din ce am citit, că primii creștini au trăit chestiile astea. Și asta este singura explicație logică, deci rațională, pe care o găsesc, prin care atâția și atâția sute de creștini în primele secole ale creștinismului s-au lăsat torturați, bătuți, decapitați, Dumnezeu știe ce alte forme de a fi uciși, fără să se lepede de Hristos. Este singura explicație rezonabilă pe care o găsesc. Pentru că aveau Harul Sfânt în ei și era foarte puternic în acele vremuri, încât orice formă de durere fizică care le era provocată, ca să se lepede de creștinism și să treacă la păgânism, nu îi se închisea. Și e plin sinaxarul de astfel de mărturii. Plin. Dar vă trimit și la cei din închisorile comuniste. Și ăștia au avut astfel de experiențe de misticism în care erau bătuți. Uitați-vă la cei din experimentul Pitești, că mai sunt încă câțiva oameni care povestesc lucrurile astea. Cum vă închipuiți că au rezistat oamenii să se împărtășească cu fecale? Adică în loc de pâine, trupul lui Hristos și sânge, vinul, sângele lui Hristos, ei au fost împărtășiți în bagiocră de torționari care de multe ori erau tot deținuți dintre ei, da? Cu fecale, cu fecale și cu urină. Printre altele. Adică obligați până la urmă, mai pe românește, dacă nu știți ce înseamnă împărtășire, obligați să-și mănânce propriile fecale și să-și bea propria urină. Cum credeți că au rezistat? A stat de vorbă cu vreun supraveghet? Ați văzut? Nu că a stat. Măcar ați văzut vreun, la televizor, pe YouTube, vreun supraviețuitor al experimentului Pitești? Sau al altor pușcării comuniste? Câtă seninătate au la 90 de ani și sunt mai lucizi decât sunteți voi acum? Cum vă explicați chestia asta? Eu nu găsesc explicații științifice, doar mistic religioase în treaba asta. Nu pot să-mi explic decât că Dumnezeu le-a dat o putere fantastică. Wow, câte comentarii! Mă iertați, dar n-am văzut comentariile pentru că am rămas setat pe comentariul lui care spunea că religia e o prostie. Ia să citesc puțin comentariile ca să... pentru că așa este frumos și respectuos din partea mea pentru voi cei care vă uitați. Dacă ți-ai tocat receptorii de dopamină, normal că acum ești așa în depresie. Măi, eu recunosc că nu sunt
știu ce face dopamina, e creată de niște hormoni creați de creier care îți dă senzații de plăcere. Eu te întreb, Sfinții Părinți, acum 2000 de ani, ce făceau cu dopamina asta? Că ei spun sigur că din punct de vedere științific nu aveau cunoștințele astea, dar aveau cunoștințe de natură mistică religioasă. Da? Cum se face că Sfinții Părinți nu erau în depresie? Că n-aveau nici păcănele, nici... Cum se face? Știi când intrau în depresie și e plin patericul egiptean, când păcătuiau? Îi lua deznădejdea, diavolul îi muncea și îi lua deznădejdea ca să nu se spovedească. Spuneam mai înainte că eu îmi păstrez zilele astea, sănătatea mentală, prin spovedanie, la preotul duhovnic. Ce este spovedania pentru cei care nu știu absolut deloc? Spovedania este discuția, poate e un termen stupid, împărtășirea, da? Destăinuirea păcatelor, a greșelilor pe care le-am făcut de la spovedania precedentă, de la discuția precedentă, în fața preotului, care se face, da, în genunchi la noi, la ortodox, nu știu, la alte culte. Fraților, în primul rând trebuie să spui tot. Da? Băi, m-am certat cu nevasta, am înjurat-o, l-am înjurat pe ăla în trafic, am vrut să-i trag un pumn în gură lui ăsta, m-am culcat cu alta, deși sunt căsătorit, am fost la păcănele, am înjurat de Dumnezeu, de morți, de răniți, mi-am băgat, mi-am scos. Vă spun că aveam rușine să-mi spun păcatele. Mi-era rușine. Vă întreb, deci ca ateu, de ce mi-era rușine ca ateu să-mi spun păcatele? Deși eram ateu și nu dădeam doi bani pe ce aia păcat. Și păi, interesa pe mine chestia asta. Dar totuși aveam rușine. Dumnezeu pune în noi, fraților, o matrice că ne semnalizează. Când te apropii de pericole, tot mai tare. Începi să bipăi. Vezi că tu o faci oricum pentru că ești ticălos și ești împătimit. Dar în sinea ta, adânc în tine, tu știi că lucrul ăla e rău. Religia e o formă de prostie, nu? Mult mai de preț e iubirea. Așa este și ortodoxia pune accent maxim pe iubire. De altfel, Hristos pune accent maxim pe iubire, inclusiv pe iubirea dușmanilor. Este cel mai greu lucru pentru mine să-mi iubesc dușmanii. Cel mai greu lucru. Dacă vii la mine la muncă, îți dai demisia în prima zi. Dacă muncești în corporație, probabil, dar să știi că și eu muncesc într-o corporație și am probleme să mă adaptez într-o corporație. Ai avut și trăiri. Nu știu la ce te referi. Dacă te referi la trăiri mistice, să am să văd sau lucruri, nu. Asta nu am avut. Erai alcoolist? Nu, n-am avut dependență de alcool. Depresivii nu-L au pe Dumnezeu. Îl pierd pe Dumnezeu, da, depresia este obținută prin lepădarea de Dumnezeu. Atacul de panică de la diavolul. Pe drumul care sunt ei, noi ne întoarcem deja obosiți, pentru că nu erai ateu. Avem singura țară care mai are credință. Nu suntem singura țară care mai are credință, frate. Psihiatria e gravă, așa, luați bani degeaba. Mă, știi cum e treaba cu psihiatria? Fii atent aici, că uite, acum vorbesc și cu preoți. Nu pot să spun numele, dar chiar un părinte cu care fac podcast are, soția e psihoterapeut. Să știi că există cărți, le găsești, de exemplu, în Iași sunt la doxologia, la librăria doxologia, cărți de psihoterapie ortodoxă. Pentru că până la urmă, ortodoxia este o formă de vindecare a sufletului. Deci este o terapie, este o formă de medicină sufletească. Da? Deci n-aș vrea să nu merg pe ideea că psihoterapia, psihiatria sunt rahat pe băț. Problema este că oamenii își pun speranța 100% și le idealizează. Ori ele nu au puterea de sine stătătoare să vindece patimi atât de mari cum sunt cele pe care le-am avut eu, unele pe care le mai am încă, sau pe care le au alții care, din nefericire, sunt într-o situație mult mai gravă decât mine. Dumnezeu este forța superioară peste orice psiholog, că e Freud, că e Jung, oricine. Psihoterapia ortodoxă folosește elemente ale ortodoxiei și ale psihologiei. Să nu facem greșeala și nu sunt de părere că știința este de la diavol sau că știința... Nu, frate,
Dumnezeu ne-a dat știința ca să înțelegem lumea. Problema este când această tehnocrație, tehnologia care vrea să-L înlocuiască pe Dumnezeu, unde icebergul este, bineînțeles, AI-ul. Asta este diferența. Tu nu ești nici ateu, nici creștin. Ok, dacă știi tu mai bine, foarte bine. Ai făcut mai prostii toată viața și acum ești mai creștin. Te auzi? Nici chiar n-am spus că sunt mare sau mic creștin. Am spus că am făcut și fac în continuare, dacă chiar vrei să știi. În continuare fac prostii și invit la dialog, ceea ce cred că e normal dacă nu ești frustrat. Da? Adică orice om care gândește cât de cât și nu are niște frustrări, genul, curanul vorbesc că e așa, curanul vorbesc că e, uite, eu sunt o fire deschisă și vorbesc cu oricine. Că e ateu, că e creștin, că e musulman, că e... crede în hinduism. Deci, modul în care pui tu problema vine dintr-o zonă a... nu știu, ai o anumită... un anumit complex de inferioritate. Ești din bula ta în care tu crezi că ești cumva superior moral. Eu nu cred că am spus că sunt superior moral unui ateu. Ba mai mult, am recunoscut faptul că eu am fost vreo 25 de ani ateu. Ceea ce eu spun și ceea ce eu invit la reflexie este asta mi se demonstra că o viață de ateism te duce la final într-o destinație în care e ok să ajungi. Eu asta cer. Să-mi demonstrez că principiile tale ca și ateu, dacă le ai, și aș fi foarte curios să le aud care sunt principiile tale. Nu există făcut ce vrei, fără eroi nu există nimic. Nu înțeleg ce vrei să spui, am simțit pe pielea mea, fără eroi chiar nu există nimic fără acțiune. Ai făcut rău intenționat altcuiva? Da, am făcut rău intenționat altcuiva. Am făcut rău intenționat altcuiva, așa este. Da, e o întrebare și răspunsul este da. Ăsta este păcatul. Păcatul este făcutul... Bine, de fapt nu, vorbesc prostii. Nu, uneori facem păcate fără să ne dăm seama că și spune la rugăciunea de iertare pentru păcatele știute, neștiute, cele cu voie și cele fără de voie. Deci sunt păcate pe care le facem și fără de voie, din ce am înțeles. Dar da, am făcut rău, foarte mult rău, intenționat. Și îți dau exemple, uite, poftim dintr-o corporație sau la locul de muncă sau în familie. Mândria mea a fost știrbită și am vrut să-l lovesc înapoi. E clar rău intenționat. Pe când creștinismul vine, ortodoxia cel puțin, nu pot să vorbesc în numele celorlalte culte, dar Hristos vine și spune, obrazul ăsta întoarce-și pe celălalt. Iubește-ți vrăjmașul. Sunt clare pasajele, toate evangheliile. Da? Deci iată cât de... e foarte greu pentru mine. Care sunt obișnuit să fac rău intenționat, mai ales în formă de răzbunare, este foarte greu pentru mine acum, dacă mi-ai tras o palmă pe ăsta, să întorc obrazul și pe celălalt. Eu recunosc chestia asta. Dacă ceea ce spun deranjează, frate, ești liber să ieși, apropo de pe live. Nu te țin cu forță. Asta se numește karma. Eu sunt ortodox, nu mă bag în chestiile astea orientale. Tu crezi în șarpele vorbitor, dar te consideri superior. Iarăși un tip care vorbește de pe un palier de frustrare, nu știu ce e șarpe vorbitor, nici nu mă cred superior. Mă cred doar cu puțină experiență, pe care o am și o împărtășesc. Poți să o iei să faci ce vrei. Toți politicienii hoți jură pe Biblie și pe urmă trăiesc foarte bine din ce fură. Uite, ăsta e un comentariu la care chiar se merită să răspund. Bă, frate, deci fii atent aici, hai să analizăm cât de aiurea este nu ceea ce spui tu, ci modul în care o ambalezi. Deci tu îți justifici ateismul și frustrarea față de creștini prin faptul că niște politicieni jură pe Biblie și nu se comportă conform principiilor din Biblie. Uite, ți-am spus mai înainte, ortodoxia nu e neapărat ceva rațional, e ceva supra-rațional, ceva mistic. Dar eu te întreb acum, unde e... Deci fii atent aici. Tu mă vezi pe mine că arunc gunoi pe stradă și știi că nu e bine să arunci gunoi pe stradă, da? Tu ești de părere că nu e bine să arunci gunoi pe stradă și tu de felul tău nu vrei să arunci gunoi pe stradă, dar mă vezi pe mine că arunc gunoi pe stradă și ce zici? Bă, dacă boul ăsta de politician a aruncat gunoi pe stradă, hai să arunc și eu, deși eu în sinea mea sunt de părere că nu e bine să arunc gunoi pe stradă. Cine-i de vină, politicianul sau tu? Ai înțeles? Dacă tu nu poți să fii creștin și să crezi în Hristos, pentru că un politician este fariseu, fățarnic, ipocrit,
Problema nu e la Hristos, problema e la tine, frate. Mă recunosc în comentariul tău o parte din mine, din trecut, pentru că e amuzant la atei. Chiar vorbeam cu un preot și spuneam, părinte, mă certam cu Dumnezeu și îl înjuram pe Dumnezeu și ziceam, bă, dar ce? Și spuneam, ce? Aia mea. Așa vorbeam cu Dumnezeu eu. Stai puțin, dacă tu ești ateu. Și m-a întrebat părintele și mi-a zis, bă, tu de fapt n-ai fost ateu. Cum de fapt marea majoritate a ateilor nu sunt atei. Ei sunt creștini, dar sunt certați cu Dumnezeu. Tu ai fost certat cu Dumnezeu, mă. Marea majoritate a ateilor, din care am făcut și o parte, nu sunt atei pentru că ei nu sunt, noi nu suntem ca oameni programați să ne naștem a nu crede nimic. Problema este că ajungem să ne certăm pe drum, mai devreme sau mai târziu, cu Dumnezeu și să-L învinovățim pe Tatăl pentru greșelile Fiului. Adică toate prostiile pe care eu le-am făcut eu, că m-a întrebat cineva, ai făcut rău intenționat? Da, am făcut rău intenționat. Inclusiv rău de natură violentă, violență asupra altor indivizi. O recunosc chestia asta. Și eu, dacă l-am bătut pe unul, să mă duc să-i spun lui tata, știi, tata, tu ești de vină că l-am bătut pe ăsta. Nu. Sper că am fost destul de clar. Raiul e iubire, trăiască ateismul, cum zici tu, cei mai corupți oameni sunt cei ce se prefac religioși. Corupția vine dintr-o zonă a răului. Iisus îi acuza pe rabinii de atunci că sunt religioși, dar de fapt nu practică credința, ci o practicau doar la un nivel de suprafață. Da? Citește că spune clar și Matei și Luca, toți cei patru apostoli, cele patru evanghelii, arată pasaje explicite în care Hristos îi ceartă pe preoții vremii sale, pe rabini, cum se numeau ei atunci, da? Farisei, pe farisei, da? Și îi numește fățarnici. Despre asta vorbești tu, dar frate, te rog încă o dată să faci diferența între Hristos și om. Nu Hristos e de vină dacă eu sunt împuțit. Eu sunt în împuțit, ok? Eu, Vasile Stoiculescu, sunt în împuțit. Nu-l blama pe Hristos pentru asta, pentru că ăla s-a pus pe cruce. Eu n-aș putea să mă pun pe cruce pentru păcatele tale. Ăla a făcut-o. Deci fă diferența. Tu nu mă pune pe mine pe picior de egalitate cu Hristos. Tu roagă-te la Hristos dacă vrei pentru tine și pentru a ne face și pe noi mai buni. Pe mine, Jigodia. Dar nu-l anula pe Hristos pentru că eu sunt Jigodie. Pentru că ți-a anulat ție șansa de a-L cunoaște pe Hristos și de a fi un om bun. De a face tu ceea ce nu fac eu. Nu știu cum să o explic mai bine. Moaștele este o formă de erezie. Nu sunt de acord cu tine. Teodora de la Sihla, da. Și din cauza că au suferit pe timpul romanilor, au făcut ei genocid în America și Africa. O discuție foarte complicată. Genocid. Am spus de la începutul live-ului, Cain și Abel. Da? S-au omorât între ei pentru că unul avea și celălalt n-avea. Nu intru în discuție politică cu genocid și cu astea, dar discuția nu este cum o așezi. Oricum, ți-am răspuns la două întrebări. Sfinții părinți spuneau că pământul este plat. Mă, sincer, nu cred că mântuirea mea depinde de dacă pământul e plat sau rotund. Poți da exemplu de eveniment din Biblie care este backed up de știință? Da. Raiul. Păi se spune, e situată între niște râuri, Tigru, Eufrat și încă unul. Undeva în zona de astăzi a Palestinei, Israel, undeva pe zona aia. Așa spune Biblia. Eu ca și creștin mai aud pe ce spune Biblia, da? Sunt dovezi ale potopului, sunt dovezi ale Sodomei și Gomorei, cetățile distruse de Dumnezeu, unde erau sodomiții, da? Homosexualii, desfrânații. Sunt foarte multe dovezi și sunt cărți pe tema asta. Caută doxologia, caută editurii creștin-ortodoxe și o să găsești multe cărți, N cărți, în care oameni de știință demonstrează anumite chestii din Biblie. De ce Dumnezeul tău există și Zalmos sau nu există Zeus Marduk? Eu am mai spus de la G cu mușchi. Nu știu dacă ai urmărit live-ul de la început și nu-mi place să mă repet. Poți să-l vezi în reluare dacă ai timp. Am spus foarte clar, eu nu spun că Dumnezeu nu există, eu îți spun, comportă-te ca și cum Dumnezeu există.
Eu nu ce să te conving. Deci nicăieri eu n-am spus că scopul acestui live este să-ți demonstrezi că Dumnezeu există. Tu vrei în continuare să crezi că nu există, cum am crezut și eu? Perfect. Dar eu ce pot să-ți demonstrez și ar trebui să vezi cu ochii tăi și inclusiv în viața ta, dacă ești sincer cu tine însuți, în primul rând, nu cu noi, restul proștilor de pe cea, este că dacă tu te-ai comportat ca și cu Dumnezeu există și ai respectat regulile pe care Dumnezeu le-a setat, chiar dacă El nu există, dar ai respectat regulile alea, în viața ta lucrurile au fost cât de cât ok. Dacă n-ai făcut-o, cum eu n-am făcut-o, în viața ta lucrurile au fost în majoritatea timpului un dezastru. Deci eu nu încerc să demonstrez că Dumnezeu există. Sincer, nu pot să dau doi bani dacă tu crezi că Dumnezeu există sau nu. Nu mă interesează ce crezi tu. Mă interesează să-mi demonstrezi că netrăind după legile lui Dumnezeu, tu poți să ajungi la bine. Mă interesează să-mi demonstrezi că tu, ca om, Gicu Mușchi, cum te numești pe TikTok, poți să demonstrezi că știi ce e bine și ce e rău. Și dacă știi ce e bine și ce e rău, de unde știi? Fă chestia asta și mai discutăm după. Nu am nicio frustrare față de vreo credință, dar mă enervează prinția superioritatea religioșilor. Unde ai văzut tu superioritatea la mine? Frate, ce anume din ceea ce am spus eu o percep ca superioritate? Una la mână, doi la mână. Fii atent aici, să zicem că, uite, ne punem amândoi la o cursă. Da? Mergem la stadion și, bă, hai că avem chef să ne antrenăm, nu știu ce, avem energie și alergăm 100 de metri. Mă, unul din noi, doi, va câștiga. E foarte, foarte puține șanse ca amândoi să terminăm în același timp. Ori tu vei fi mai rapid și mă vei întrece, ori eu. În momentul ăla, unul dintre noi doi fiind câștigător, va fi superior celuilalt. Ceea ce vii tu acum să spui este, bă, mă enervează că ai câștigat tu. Mă enervează superioritatea ta. Asta faci tu. Nu e vorba de faptul că religioșii sunt superiori sau nu. E vorba că credința ortodoxă este superioară ateismului. Și de unde știu chestia asta? Din experiența mea de viață. Din interacțiunile cu creștini, respectiv cu atei. Faptele, frate. Adică ți-o iau cum o ia știința. Că până la urmă ce e știința reală? Știința reală este o ipoteză, da? Care se verifică prin experimente științifice și dacă ele se confirmă, devine o axiomă. Așa s-au descoperit toate legile în știință, care sunt reale. Deci tu dacă găsești o lege care să-mi demonstreze mie că o viață de ateu este superioară vieții unui creștin practicant, mă înclin în fața ta cu respect. Dar eu încă n-am întâlnit cazul ăsta. Să-ți iau Biblia în... Radule, vezi? Genul tău de oameni chiar nu pot să-i lasă să stea pe chat. Nu pot. Cu tot respectul, nu e că te dușmănesc sau ceva, dar e limbajul, frate. Adică limbajul te descalifică din start. Totul este o minciună. E dreptul să o crezi, frate, dar nu înseamnă că trebuie să înjuri. Da? Adică poți să-ți exprimi gândurile și fără să înjuri. Bun. Cred că am trecut prin toate comentariile. Îmi cer iertare dacă sunt comentarii pe care nu le-am citit, dar pierdusem la un moment dat... șirul. Fraților, stab niște chestii, nu mă cred superior, e foarte posibil să fiu inferior marea majorității sau probabil la toți. Ok? Uite, și față de Florin Matei Cluj. Florin, sunt inferior, frate. Îți sunt inferior. Nu pretind că experiența de viață mai completă. Frate, dar nu-ți cunosc experiența de viață, habar n-am. Unde am spus eu că experiența mea de viață e superioară? Deci nu, îmi bași cuvinte în gură. Unde am spus chestia asta? N-am spus nici, păi nici nu te cunosc, ce sunt nebun? Se pare ție că sunt, adică arăta un tip care acum ești de la Socola? Nu te cunosc, nu știu cine ești. Îți doresc numai bine în viață și te asigur de tot respectul meu. Mai limpede, nu știu ce vrei să spun de atâta. Nu am nimic cu tine. Vezi o chestie care mă surprinde acum. Oamenii pe internet au dușmănie pe alții. De ce ăla, ai văzut, m-a înjurat unul să-ți iau Biblia în puncte-puncte. Fără să mă cunoască, fără să... Adică nu s-a făcut niciun rău. Iarăși rău. De unde știi ce e rău și ce e bine dacă Dumnezeu nu există? Că atunci înseamnă că tu definești rău și binele, da? Deci, uite, din punctul meu de vedere, exemplu practic pe cea, două persoane care au înjurat
fără să-i înjur, fără să... Nu m-am întâlnit cu ei în viața mea, nu-i cunosc, nu știu cine sunt, le doresc tot binele. Ei au simțit nevoia să înjure. Eu te întreb pe tine, Florin Matei Cluj, probabil că ești din Cluj. Oraș foarte fain, eu sunt de fel din Sibiu. Stau în Iași, dar sunt de fel din Sibiu. Te întreb pe tine, frate, Florin Matei. Sau dacă nu te... Dacă te rănesc că spun frate, îți spun doar Florin, sau cum vrei. Ce rău le-am făcut eu oamenilor ăstora încât să vină ei pe chat-ul meu și să mă înjure? Tu îți dai seama ce nivel de frustrare este în inima lor? Au niște suferințe, au niște neajunsuri. Și eu spun că ateismul tău nu-i va vindeca. Știi ce îmi cere mie Hristos în momentul în care vine un tip de ăsta, dacă e în viața reală? Da? Dacă în viața reală un tip de ăsta vine și inclusiv mă bate pe mine, vorbesc de mine, normal, din punct de vedere creștinesc, este eu să mă las bătut. Uite, Florin Matei Cluj, fii atent aici. Am fost la noi aici în Iași, e o sală a Mitropoliei, Agora se numește. O sală de eveniment a Mitropoliei. Cred că săptămâna trecută am fost. Este un film care rulează în toată țara. Interesează, s-ar putea să ajungă și în Cluj. Filmul se numește Unde ești tu, Adame? Unde ești tu, Adame, se numește filmul. Este filmat de-a lungul este un film documentar. Este filmat de-a lungul a 10 ani în interiorul unei mănăstiri grecești din Sfântul Munte Athos. Te rog eu mult să-ți rup din viață. Deci chiar te rog și mi-ar plăcea să mai ne întâlnim în live-ul următor să discutăm. Te asigur de tot respectul meu. Dar după ce vezi filmul ăsta, ok? După ce vezi filmul ăsta, unde ești tu, Adame? Îți dau, băi, deci e o frază în filmul ăla care m-a bulversat. Deci Părintele Stare, adică cum ar veni șeful, la Părintele Stare sunt într-o mănăstire, este cel care conduce mănăstirea, care conduce obștea, pe toți călugării. Zice așa Părintele Stare. Nu mai rețin cuvânt cu cuvânt, așa că parafrazez. Zice așa, un creștin trebuie să se lase disprețuit și când este, cu cât este mai disprețuit, cu atât trebuie să fii mai fericit. Pentru că doar așa, culegând cununa muceniciei, poți să fii sigur că te apropii de standardul de excelență a lui Hristos și de mântuire. Și tu trebuie să înțelegi, frate, deci eu acum 2 ani, la 1 ianuarie 2021, eu am făcut o schimbare de macas de 180 de grade în viața mea. Adică am ales să părăsesc calea lumii, aceea de mai mult sau mai puțin, fac ce vreau, e viața mea, marș de aici, îți iau Biblia în, da? La încerc să fac ceea ce îmi spune Dumnezeu. Și atenție, că nu vreau să fiu fățarnic. Nu am spus că reușesc. Reușesc într-un procent foarte mic, recunosc, pentru că e al naibii de greu, frate. E foarte greu. E foarte greu. Și de-aia îmi dau seama că mulți urăsc creștinismul și încetul cu încetul, în istoria lumii, zice mai Europei, în perioada iluministă mai ales, creștinismul pierde teren. Oamenii nu au mai vrut să-L urmeze pe Dumnezeu, au vrut să facă ce vor ei, să se emancipeze. Eu văd chestia asta, o trăiesc pe propria mea piele acum. Am chef să fac ceva, dar Dumnezeu îmi spune, na, aia nu-i permis. Și nu mai pot să mai fac, bă, hai să-mi bag picioarele. Tu îți dai seama despre ce vorbesc? Dar eu am făcut alegerea asta când am primit Sfântul Botez și eu am ales să merg pe drumul ăsta. Despre asta vorbesc. Este o alegere care implică suferință, dispreț, tăierea voii, limitarea la maxim a plăcerilor de orice fel și multe alte chestii care te duc pe un drum al virtuților. Încerc să-mi dezvolt slăbiciunile, să le transform în virtuți. Lăcomia s-o transformă în înfrânare, mânia s-o transformă în blândețe și așa mai departe. Deci, am lăcomie, am violență, am multe, 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 multe chestii. Poate tu nu le ai. Slavă Domnului că ateu înseamnă că ești mai bun creștin decât sunt eu. Dar eu le am. Din perspectiva asta vorbesc. Deci, pentru mine nu este o... Eu nu mai îmi pun întrebarea dacă Dumnezeu există sau nu. Nu mai îmi pun întrebarea asta și să știi că sunt mulți preoți,
care sunt atei în Biserica Ortodoxă Română. E un nume celebru de la Sibiu, dar nu-l spun. Vă dați voi seama dacă sunteți un pic familiarizat. Și cu toate că sunt atei, pentru că sunt înțelepți, ei conștientizează faptul că o viață fără Dumnezeu, o viață fără Dumnezeu, este iadul pe pământ. Comparativ cu una în care tu încerci să trăiești, ca și cum Dumnezeu există, fără să te dai de ceasul morții, există sau nu există Dumnezeu. Nu, doar să te comporți ca și cum Dumnezeu există. Atât. Și o spun foarte clar, cu mâna pe inimă, că schimbările în bine pe care le-am avut de când am început să mă comport ca și cum Dumnezeu există, eu nu pot să le neg. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să vorbesc despre ele. Ceea ce fac și acum. Pot să vorbesc despre ele și cred că trebuie să vorbesc despre ele. Cred că ar fi o minciună din partea mea și un semn de ticăloșie să nu dau mărturie despre lucrurile bune pe care o viață trăită atât cât pot eu în neputințele mele după legea lui Dumnezeu le-a adus asupra mea. Foarte bine, Florin Matei Cluj, atunci nu avem nicio problemă. E ok dacă tu te simți împăcat cu tine și consider că eu nu, habar nu am și nu sunt aici să, adică eu nu sunt preot duhovnic ca să, nu. Dacă tu consider, dacă, deci tu consider că tu îți poți evalua singur viața ta după propriile tale standarde pe care tu ți le creezi în mintea, cu propria ta minte și consider că ele sunt ok, eu n-am nicio problemă. Mă vezi tu pe mine să spun că, da, ateu, nenorocit ce ești tu, firea tu să fii de fanatic ateu, de nu știu ce, nu am nicio treabă. Oricum, vei primi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, un răspuns, dacă viața ta este, dar nu e treaba mea să fac chestia asta, e treaba lui Dumnezeu. El este cel care are ultimul cuvânt. Da? Eu doar îți spun, ca om care a trecut de la ateism la o formă clară de practică creștină, ortodoxă, mai exact, că eu nu am întâlnit ateu asumat care să aibă o viață împlinită fără să fie rău în jurul lui și făcut de el și pe care nu îl conștientizează. Și am inclusiv în familie cazuri. Verde ai mei, rude, da? Am un văr mai bătrân decât mine care nu suferă popii sub nicio formă. Iar scuipa în față, unde întâlnește. Bă, frate, fără să dau mai multe exemple din viața sa, din familia sa, și el răspunde la fel de bine. Să știi că Rita mai viloaia, omul face 10.000 de lei pe lună, financiar omul e țais. Dar mă opresc aici să vorbesc mai mult. Dar spun doar că nu e. E foarte normal să fie așa. E foarte normal să fie așa pentru că revin la primul exemplu pe care l-am dat când am început live-ul și cu asta închid, că am vorbit destul și nu vreau să fiu cu o moară stricată. Când te pui într-o mașină fără carnet, fără a cunoaște regulile de circulație, semne de circulație, ai șanse enorm de mari să te omori și pe tine și pe alții, să faci și mașina praf. Bineînțeles că sunt și șoferi cu carnet și cu examenul luat care fac prostii. Dar ăia cunosc regulile, știu că le-au încălcat. Și vor trăi cu păcatele lor și cu conștiința lor încărcată până la sfârșitul vieții. Pentru că știu exact unde au greșit. N-au respectat viteza, n-au respectat cedează, așa mai departe. Ei se vor învinovăți, vă spun clar. Dar ăștia rați care au condus fără permis și au omorât pe cineva? Deci, n-am întâlnit încă, din experiența mea, pe tine nu te cunosc, dar dintr-o toți prietenii mei și din cei din familia mea proprie, care sunt atei,
nu-i văd împliniți. Au bani mulți, trăiesc pe picior mare din punct de vedere financiar, dar familia lor nu e în ordine. Viața lor personală nu e în ordine. Poate că tu ești o excepție. Foarte bine. Mă bucur pentru tine, frate. Da, și la noi există multe exemple dintre cei religioși, bineînțeles, dar ideea pe care vreau să o spun dintre cei religioși, este un cuvânt, na, pentru că plezi la premisa că ortodoxia, pentru mine ortodoxia nu e o religie, e un stil de viață. Da? Deci ortodoxia pentru mine nu este o religie. Pentru mine islamul este o religie, iudaismul este o religie, budismul este o religie, taoismul este o religie, hinduismul este o religie. Ălea sunt religii. Ortodoxia eu nu o percep ca pe o religie. Și o să vă spun, de exemplu, că prin anii 90, când eram mic, eram botezat ca protestant. Biserica protestantă. Aia e clar o religie. Dacă ortodoxia era o religie și o percepeam ca pe o religie, șansele erau că eu nu eram în biserică în ziua de azi. Dar de-aia le-am spus unora și o spun din nou, mergeți și trăiți într-o mănăstire ortodoxă. Nu o să vedeți o religie, ci un stil de viață, fraților și surorilor, dacă sunt și doamne pe chat. Ortodoxia nu este o religie. Sigur că grosso modo e încadrată, dar Hristos n-a venit să aducă religie. De ce ortodoxia nu e religie? Pentru că ortodoxia este dreapta credință și fiind dreapta credință vine de la Mântuitorul Hristos direct, ori Hristos n-a spus că am venit să vă aduc o religie. Nu! Am venit să vă aduc calea, adevărul și viața. Asta spune Hristos. Unde scrie în Biblie, în Noul Testament, în care Evanghelie scrie, a venit Hristos să vă aducă o religie. Hai, ia să vedem ce religie avem astăzi. A, religia creștin-ortodoxă. Nu există așa ceva. Hristos a venit să aducă un stil de viață. Ce stil de viață? Ăla pe care îl cere Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat religii. Dumnezeu a creat omul, pământul. Deci, e cu totul alt mod de a privi problema, de a privi lucrurile. Unii văd ortodoxia ca pe o religie și o pun în basketul cu religie. Avem un coș, ce bilețel tragem, ce religie avem astăzi? Avem religia ortodoxă. Nu există religia ortodoxă. Nu există așa ceva. Nu există religia ortodoxă. Există credința ortodoxă. Credința și religia nu sunt același lucru. Religia e un set de norme, cutume, bla bla bla. Credința ortodoxă e un stil de viață. Unii aleg să trăiască de genul cum am trăit-o 25 de ani. Babardeală cu 10.000 de femei, păcănele, droguri, pla, pa, 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 pa. Ăla era un stil de viață. Era o religie? Nu, era un stil de viață. Era un stil de viață bun? Nu știu. Să fiți voi judecători. Eu nu spun. Poate era bun, poate nu era bun. Alegeți voi. După aceea am ales ortodoxia. Alt stil de viață. O cunoașteți? Nu știu. Nu o cunoașteți? N-ar trebui să o cunoașteți înainte să vorbiți? Ar trebui să o cunoașteți. Pentru că eu o cunosc. Eu, spre deosebire de voi, drumul pe care mergeți voi îl cunosc. Pentru că l-am practicat, frate. Am 25 de ani de experiență în stilul de viață respectiv. Tu câți ani de experiență ai în stilul de viață ortodox? Zero. Și atunci de pe ce poziții predici, apropo de moralitate superioară, că cineva spunea că eu mă consider moral superior. Nu, de fapt, ateii se consideră moral superior. Ateii sunt cei care predică ortodoxilor de pe o poziție de moralitate superioară și se uită la ei așa, de sus, pe baza căror cunoștințe, pe baza căror experiențe, pe baza căror dovezi tu te consideri moral superior. Eu n-am vrut să spun că sunt moral superior, pentru că nu sunt moral superior. Sunt un gunoi. Un gunoi care a găsit un galben de aur. Și eu îți spun ce preferi. Preferi să stai în gunoi sau să cauți galben de aur?
și să-ți faci viața mai frumoasă. Vrei să trăiești cum crezi tu că e ok? Trăiește! Eu nu spun pistolul la cap și spun, dacă nu vii să pup sfintele moaște, tăia mama dracului. Dar tu vii și îmi spui mie, bă, ești un handicapat ăsta medieval, pupător de moaște. Deci, de ce nu e reciprocitate? Da? Deci nu este reciprocitate. Spui că vrei egalitate? Spui că vrei nu știu ce? Nu! Repet, când o să o ai și tu 6 luni, 1 an de ortodoxie practicată și o să o faci tot ce îți cere preotul duhovnic și o să ai o viață liturgică și o să te trezești duminica la 7:30 când e somnul mai dulce, să te duci la o slujbă plictisitoare să-l ascunzi pe un popă 4 ore că da acolo cu cădelnița și nu să te ia să dormi acolo în biserică. Când o să faci chestia asta, după 1 an de zile, hai să avem din nou dialog. Dar deocamdată de pe ce poziție îmi spui tu mie că, domne, uite așa, e ca și cum aș duce eu ăsta la NASA mâine și să, bă, proștul, să vă arăt eu că, de fapt, voi cu NASA aici aveți niște jocuri pe calculator. Ce, bă, ați trimis voi sonde în spațiu? Pleacă, bă, că le-ați făcut pe calculator. Păi n-aș fi cea mai mare tâmpit? Dar nu-mi bag, frate, nasul unde nu fierbe oala. Dar, repet, eu ca ateu, eu n-am avut boala asta pe care o văd acum, de când cu social media, să-și bage ateii nasul. Bă, ești ateu foarte, a întrebat cineva. Bă, dar ți-a cerut cineva buletinul. Ia să văd ce scrie la tine, ești ateu sau nu ești ateu. Nu te achestea nimeni, nu te persecută nimeni, nu-ți face nimeni nimic că ești ateu. Păi și atunci ce, mă, frate, cu mine? De ce trebuie să te deranjezi pe tine că stau eu în Iași 15 ore la cuvioasa, la rând? De ce? Înseamnă că e o problemă în sufletelul tău, e o problemă în inima ta. Deci tot în viața ta e perfect, tot în viața ta e aranjat, tot în viața ta e super. Mă uit pe geam și văd la vecinul, adică casa ta e aranjată și văd la vecinul, că nu și-a dat cu vară. Ia uite, bă, fraierul ăsta nu și-a dat cu vară în casă. Te, bă, și la prostul ăsta, la sărăcia asta, la panorama asta. Ce, bă, vino, bă, la mine să arăt eu ce zugrav sunt. Cam asta fac ateii acum pe Facebook și pe alte rețele. Ei, prostia de creștini stau. Bă, ăștia că stau? Mă, cu ce te afectează pe tine chestia asta? A? De-aia nu poți tu dimineața să-ți bei ceaiul și cafeluța acolo în Bahamas? Bă, și câte polemici. Bă, că ortodoxe nu îți împotriva progresului. Ce progres, frate? Nu vezi că fac live-uri pe TikTok? Ce vrei mai progres de atâta? Ce vrei mai progres de atât? Ce vrei să fac? Vrei să-mi pun un balon de gât să mă arunc în aer? Ce vrei să fac? Vrei să-mi cumpăr o Tesla? Dă-mi bani că-mi iau și-o de aia. Dacă îmi dai tu bani, îmi iau și Tesla. Nu sunt împotriva Tesla. Ce vrei mai modern de atâta? Folosesc card bancar, am card bancar, plătesc cu la POS. Ce vrei? Ce vrei mai modern? La fel ca și tine, am 2 mâini, 2 picioare. Dar ce e aici e diferit. Și ce e aici nu poți să vezi. Și suferința mea, 25 de ani, nu poți să o vezi. Și luptele mele pe care le dau acum, cu mine însumi, nu poți să le vezi. Și conștiința mea care mă luptă, nu poți să o vezi. Și dragostea mea pentru sfintele moaște, nu poți să o vezi. Dar eu am o problemă dacă tu te uiți la meciul de fotbal sau dacă tu iubești, nu știu, o bere sau ceva, mă vezi pe mine să te urăsc pentru chestia asta, că ai anumite iubiri? Mă vezi pe mine să fac lucrul ăsta? Mă vezi pe mine să... Bă, ia uite și la ăsta ce iubire are? Nu! Nu! Pentru că și Dumnezeu îmi spune că trebuie să te iubesc. Îmi spune clar. Tu știi că Dumnezeu îmi spune foarte clar că trebuie să te iubesc? Pe tine care mă persecuți. Tu care spui, păi ai impresia că tu ești primul ateu, dar Iuda ce a fost? Dacă și Sfântul Petru era cât pe ce să facă același lucru, că s-a lepădat de 3 ori și a spus Hristos, vezi că până la cântatul cocoșului a doua oară, te lepăd de 3 ori. Diferența e că Petru s-a căit după aia, l-a mustrat conștiința Iuda, și a pus capăt zilelor, că era prea mândru să-și recunoască greșeala. Deci vezi că tu nu ești primul ateu, frate. Iuda a fost primul ateu. Și Sfântul Petru cât pe ce să fie al doilea. Așa că dacă tu crezi că ai descoperit gaura la macaroană, te înșeli amarnic. Da? Deci te înșeli amarnic.
Iar oamenii din Iași, peste sute de mii care au stat zilele astea, nu au stat acolo ca să-ți facă ție în ciudă, ție la Cluj. Și apropo, am pereche de creștini, soț și soție, care se roagă la Dumnezeu să le dea copii, că până acum n-au avut copii și sunt destul de înaintați la vârstă. Și sunt destul de proști să se roage la Dumnezeu să le dea copii. Sunt din Cluj, au venit din Cluj și au stat toată noaptea la cuvioasă. Din orașul tău, frate, din Cluj. Ce le spui tu tot clujan, ca ateu? Ce le spui tu confraților tăi din Cluj, el și ea, care se roagă la Dumnezeu și au venit la cuvioasă să se roage ca să-i binecuvânteze cu rugăciunile lor, cu rugăciunile ei, să aibă și ea un copil, să rămână și ea însărcinată, că n-a rămas grea cu copii. Au venit în orașul tău, frate, în orașul lui Emil Boc, în orașul Antold, unde bubuie 5 zile muzica și unde gheboasa vine și-și bagă și scoate în fața a milioane, nu milioane, exagerez, sute de mii de tinere. Nu te văd deranjat, frate, fratele meu din Cluj, nu te văd deranjat de chestia asta. Ești perfect ok la 48 de ani să-l auzi pe gheboasa. În frumosul oraș Cluj, e un oraș minunat, iubesc Clujul. Dar anumite chestii care se întâmplă în orașul vostru nu sunt normale, frate. Să o spun, ești mai bătrân ca mine, eu am 43, tu ai 48, mulți înainte îți doresc. Dar anumite chestii nu sunt normale. Și atenție, nu e vorba de gheboasa ca om. E vorba de gheboasa ca și brand, ca și versuri, ca și efect asupra copiilor. Păi unde a spus Hristos? Îmi bag și îmi bag și a zis lăsați copiii să vină la bine. Mai bine este să-i pună o piatră de moară de gât și să ajungă pe fundul lacului cel ce va opri copilul să ajungă la mine. Mai bine să nu se nască cel care va opri copilul să nu ajungă la mine. Dar la gheboasa? La gheboasa? Tu ți-ai trimite copil, dacă avea copil de 10, 12, 15 ani, cum au fost adolescenți la Antol, tu i-ai trimite la gheboasa să asculte? Aia este muzică? Aia este muzică? Frate Matei din Cluj, de 48 de ani, discernământul se lucrează. Și știi ce am descoperit eu? Prostul, Vasile, dobitocul, că prin propriile mele puteri nu pot să lucrez discernământul. Îți trebuie ajutor de sus. Îți trebuie o busolă, îți trebuie un barometru moral, cum ai nevoie de termometru să măsori temperatura la aer afară, așa ai nevoie și de reguli. Fă tu, fii tu Dumnezeul nostru și fă tu reguli mai bune de conviețuire. Convinge-mă să te urmez pe tine, nu pe Hristos. Și vei fi tu Dumnezeu, dacă poți să faci. Pentru că asta spune ateismul. Fiecare poate să fie un Dumnezeu. Fiecare poate să vină să fie un Dumnezeu în ateism. Eu am fost Dumnezeul meu propriu 25 de ani. Evident, este o blasfemie ceea ce spun. Pentru că de fapt n-am fost Dumnezeul meu, am fost doar un dobitoc. Acum sunt un dobitoc mai mic. Diferența între mine acum și atunci nu este că nu sunt tot un dobitoc. Diferența este că acum știu că sunt un dobitoc și primesc un ciocănel în cap de câte ori fac o chestie dobitoacă. Atunci, nu doar că eram un dobitoc care i se părea normal, se simțea îndreptățit să facă lucruri dobitoace, conform dobitoacelor, dar le-a mai și promova. Tot același dobitoc am rămas. Sunt același dobitoc și acum și atunci. Dar acum știu că ceea ce fac, în anumite momente și anumite chestii, sunt chestii de dobitoci, nu sunt chestii de oameni. Vrem să fim oameni, nu dobitoace. Au și dobitoacele rolul lor. Dar oameni nu pot fi. Și nici omul să nu se coboare la nivelul de dobitoc. Da? Bun. Am făcut destul de dezbatere, frate Florin Matei Cluj. Oricum ai acaparat puțin chatul, dar eu îți mulțumesc pentru intervențiile tale. Repet, scopul meu nu este să te conving. Scopul meu este să discut ceea ce trăiesc și ceea ce am trăit și să primesc niște răspunsuri de la oricine. Mai mult de atâta, să lucreze Dumnezeu. V-am salutat, Doamne, și o seară frumoasă!